Permiteți-mi să vă prezint pe pretendentul la titlul științific de doctor în științe economice, domnul Melega Anatol. Tema tezii, analiza predictivă a fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer în contextul intensificării riscurilor geopolitice și de divergență în aplicarea standardelor internaționale de raportare financiară. Programul de doctorat 522-02, contabilitate, audit, analiză economică. Conducător științific, doamna Grigoroi Iulia, doctor în științe economice, conferențiar universitar ASEM, și conducător științific în cotutelă, doamna Grosu, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Universitatea Ștefan cel Mare din România. Pentru susținerea publică a tezii de doctor în științe economice a domnului Melega Anatol, prin ordinul rectorului Academiei de Studii Economice din Moldova, a fost constituită Comisia de Susținere Publică în următoare componență. Președinte subsemnatul, Mihăiță Alexandru, conducător științific, doamna Grigoroi, conducător științific în cotutelă, doamna Grosu, Veronica, referent oficial, doamna Mihaela Svetlana, doctor în științe economice și conferențiar universitar din cadrul ASEM, referent oficial, doamna Dolghi Cristina, doctor în științe economice și profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, referent oficial, domnul Estrati Costel, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Universitatea Alexandru Ancuza din Iași, România, și referent oficial, domnul Cibotariu Marius Sorin, doctor în științe economice, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România. Toți membrii comisiei sunt prezenți la ședința de susținere publică a tezii de doctorat. Pentru susținerea tezii, pretendentul, domnul Melega Anatol, a prezentat dosarul cu următoarele acte. Acte dosarul, vă să zic că CV-ul, ordinul rectorului privind numirea comisiei de susținere publică a tezii, copia buletinului de identitate, copia certificatului de absolvire a studiilor superioare de doctorat, a fost doctorat în cotutelă, adică concomitent studii de doctorat s-au desfășurat în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova și a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, România. Avizele conducătorilor de doctorat, procesul verbal și avizul pozitiv a Comisiei din Drumare privind susținere preventivă a tezii, lista lucrărilor științifice publicate și avizate de secretarul științific al Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova, datele privind membrii Comisiei de Susținere Publică cu lucrările științifice publicate, raportul de similitudine privind, va să zic, absența plagiatului, așa cum se cere după regulament, avizele referenților oficiali semnate de către aceștia au fost prezentate în prealabil, au fost prezentate avizele la rezumat, 7 avize, fiindcă și acum tot un aviz, teza de doctor copertată, rezumatul tezei de doctor în limba română și în limba engleză și adiverența de depunere a unui exemplar al tezei și a rezumatului în fondul bibliotecii științifice și în repozitorul ASEM. Dacă sunt careva întrebări referitoare la documentele din dosarul pretendentului, poftim, adică toate documentele sunt perfectate în conformitate cu cerințele regulamentare a Agenției Naționale pentru Cercetare și Atestare, adică ANACEC, și au fost prezentate în termenele prevăzute de regulamentele în vigoare. Dacă nu sunt careva întrebări, atunci vom trece nemijlocit la procedura de susținere. Pretendentul își va expune principalele rezultate obținute până la 25 de minute
și vă oferim cuvântul. Bună ziua, în primul rând, domnule președinte, stimată comisie, stimați invitați, numele meu este Anatol Melega și am deosebită plăcere de a vă prezenta teza de doctorat cu titlul Analiza predictivă a fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer în contextul intensificării riscurilor geopolitice și de divergență în aplicarea standardelor internaționale de raportare financiară. Teza de doctorat a fost realizată sub coordonarea doamnei conferențiar universitar Lilia Grigoroi de la Academia de Studii Economice din Moldova și a doamnei profesor universitar Veronica Grosu de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Prezenta teza de doctorat este structurată în patru capitole. În primul capitol se intitulează Fundamente teoretice privind investițiile străine și prețurile de transfer. Capitolul 2. Rolul informațiilor financiar-contabile în atragerea investițiilor străine directe și a investițiilor responsabile din punct de vedere social și capitolul 3, evaluarea politicilor contabile și fiscale aplicate prețurilor de transfer și în cele din urmă capitolul 4, care reprezintă însă și partea practică a cercetării, proiectarea indeciului de predictibilitate a fluxurilor de investiții străine directe și a prețurilor de transfer. Actualitatea temei de cercetare și importanța problemelor abordate. Însă și actualitatea temei derivă din evaluarea impactului schimbărilor geopolitice și a crizelor suprapuse asupra predictibilității fluxurilor de investiții străine directe și a prețurilor de transfer și implicit asupra raportării financiare. Această temă este de o importanță esențială pentru factorii de decizie atât la nivel macroeconomic, cât și la nivel microeconomic, atunci când vorbim de entitățile raportoare. Această cercetare totodată este relevantă nu doar pentru decidenții de la nivel macro, așa cum am spus, dar și pentru decidenții de la nivel micro, adică de entitățile raportoare. Motivația temei, principala motivație privind alegerea acestui subiect de cercetare, o reprezintă necesitatea de identificare a unor măsuri de atenuare a riscurilor geopolitice emergente majore pe care companiile trebuie să le ia în considerare în procesul decizional. O altă motivație a cercetării o reprezintă însă și nevoia de analiza potențialului de suprapunerea actualelor crize suprapuse, când vorbim de criza economică, criza sanitară, care totuși repercusiunile ei le simțim și până în prezent și desigur războiul de la granițele Uniunii Europene din Ucraina. Scopul cercetării constă în identificarea și evaluarea efectelor riscurilor geopolitice și de divergență în aplicarea standardelor internaționale de raportare financiară ca urmare a schimbărilor geopolitice intervenite în procesul de internaționalizare a companiilor, în special asupra fluxurilor de investiții străine directe și a prețurilor de transfer. Problematica științifică constă în abordarea teoretică și metodologică a impactului riscurilor geopolitice asupra procesului de internaționalizare a companiilor și construirea unui indice de predictibilitate și a unei matrice de trend privind fluxurile de investiții străine directe și a prețurilor de transfer în contextul exacerbării riscurilor geopolitice și de securizare a investițiilor în diverse contexte economice. Pentru atingerea scopului propus au fost trasate următoarele obiective, ce derivă însă din titlul capitolelor, așadar în obiectivul numărul 1 constă în analiza schimbărilor de paradigmă în procesul de internaționalizare a companiilor, obiectivul numărul 2, care a fost atins în cadrul capitolului 2, analiza rolului informațiilor financiar-contabile în atragerea investițiilor străine directe și responsabile din punct de vedere social. Obiectivul numărul 3, care a fost atins în cadrul capitolului 3, analiza politicilor contabile și fiscale aferente prețurilor de transfer și nu în cele din urmă obiectivul numărul 5 și 4, care a fost atins în cadrul capitolului 4, proiectarea indeciului de predictibilitate și a matricii de trend privind fluxurile de investiții străine directe și a prețurilor de transfer pentru economiile emergente, economiile dezvoltate și slab dezvoltate. Desigur, a fost proiectat o indice și o matrice de trend și la nivel general. Metodologia cercetării
a constat în combinarea însăși a tehnicilor cantitative și fundamentale de cercetare. Astfel am adoptat o strategie triunghiulară de cercetare, care este denumită și în literatura de specialitate. Sintetizat, metodologia cercetării poate fi rezumată în 6 etape, așadar, în prima etapă am identificat problemele de cercetare și mi-am formulat explicit scopul și obiectivele cercetării. Etapa a doua, m-am documentat cu privire la literatura de specialitate a problemei analizate, literatura de specialitate care există la momentul respectiv. Am identificat și selectat modelele adecvate de cercetare, precum și am stabilit și construit eșantionul de cercetare pentru pentru colectarea datelor. Și în ultimul rând am cules și prelucrat datele pentru a identifica metodele de analiză a datelor și la final am analizat rezultatele și am tras concluzii cu privire la rezultatele obținute, precum și le-am corelat cu alte studii din literatura de specialitate. Cercetarea se fundamentează pe cele 5 ipoteze de cercetare. Ipoteza numărul 1, care a fost trasată atât din perspectiva, analizând și literatura de specialitate, cât și din perspectiva personală, astfel ipoteza 1, presiunea fiscală, are un impact negativ asupra realocării investițiilor și deschiderea de noi filiale. Ipoteza numărul 2, riscul de țară reprezintă un factor determinant în realocarea investițiilor străine directe și deschiderea de noi filiale. Ipoteza numărul 3, creșterea fluxurilor de investiții străine directe conduce la creșterea nivelului economiei subterane. Ipoteza numărul 4, adoptarea standardelor internaționale de raportare financiară conduce la creșterea fluxurilor de investiții străine directe și reduce riscul investițional. Și ipoteza numărul 5, reglementările OECD prevenind prețurile de transfer au un impact pozitiv asupra investițiilor străine, directe și responsabile din punct de vedere social, contribuind la evitarea criminalității economice. Noutate și originalitatea științifică a rezultatelor obținute. În cadrul primului capitol am identificat însă schimbările de paradigmă în internaționalizarea companiilor. Acest aspect a permis conturarea perimetrului afectat de schimbări vizibile la nivelul afacerilor internaționale, influențat de riscurile geopolitice emergente. În același timp au fost analizate efectele acestor riscuri asupra surselor de finanțare, volatilității activelor și a piețelor bursiere, dar și asupra performanței și sustenabilității companiilor internaționalizate. De asemenea, s-a considerat oportună introducerea unei noi paradigme în termen de geocontabilitate, care să ia în considerare necesitatea de adaptare a sistemului internațional de raportare financiară la schimbările intervenite pe arena geopolitică globală. Al doilea rezultat obținut în cadrul prezentei cercetări constă în analiza teoriei părților interesate și a rolului informațiilor financiare, în special în atragerea investițiilor străine directe, ceea ce a scos în evidență relația dintre părțile interesate și informațiile financiare, corelate cu obiectivele situațiilor financiare și cu nevoia de informare ale părților interesate. Rezultatele acestei analize au permis identificarea limitelor și obstacolilor întâmpinate de părțile interesate în satisfacerea nevoilor de informare a acestora pentru a lua decizii pertinente în procesul decizional. Și nu în cele de urmă, am sintetizat în cadrul capitolului 3 politicile fiscale privind prețurile de transfer. În acest sens, am efectuat și o analiză bibliometrică și statistică a literaturii de specialitate cu topicul prețuri de transfer, completată de o abordare conceptuală și aplicativă din punct de vedere atât contabil cât și juridic și fiscal cu privire la prețurile de transfer. Și în cadrul capitolului 4 însă și am construit acel indice de predictibilitate și acea matrice de trend a fluxurilor de investiții străine directe și a prețurilor de transfer în cadrul celor 4 clustere de cercetare. Sintetizat, concluziile și rezultatele cercetării pot fi prezentate astfel. La momentul actual, ceea ce vreau să subliniez eu este că asistăm la un proces de descentralizare a economiilor lumii care va redefini echilibrul politic și economic global,
fapt care se întâmplă, este în curs de desfășurare, ceea ce va conduce de asemenea și la redefinirea sistemului internațional de raportare financiară. De asemenea, consolidarea unor grupuri politice și economice, cum este în prezent grupul BRICS, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, va conduce la izolarea acestora de contextul economic și politic global prin redefinirea politicilor către dezvoltarea intra-grup și, respectiv, și totodată prin menținerea unei multipolarități reduse în ceea ce privește relațiile cu țările din exteriorul grupurilor. Crearea acestor agregate economice, cum ar fi grupul BRICS, facilitează accesul investițiilor intra-grup, precum și transferul de materii prime și de forță de muncă. Astfel, investitorii pentru firmele din mediile respective economice, pentru a satisface cerințele părților interesate, respectiv a investitorilor, cu privire la o raportare unică și comparabilă, va fi posibil în aceste țări doar dacă vor elabora standarde de contabilitate și raportare financiare comune. Ceea ce vreau să subliniez este că factorul politic reprezintă însă și instrumentul tehnic responsabil de procesul de reglementare și implementare a standardelor internaționale de raportare financiară la nivel național, acesta oricând putând înclina balanța pentru sau împotriva acestor standarde. Respectiv, ASB ar trebui să evalueze în permanență impactul schimbărilor geopolitice asupra obiectivelor, standardelor internaționale de raportare financiară și să reconfigureze structura lor conform realităților economice. Și aici o întrebare care mi-am pus-o eu și am răspuns în cadrul tezei de doctorat. De ce sunt periculoase schimbările geopolitice pentru standardele internaționale de raportare financiară? Pentru că însăși geopolitica este opusul, este un factor de risc și este un opus al globalizării, da? De asemenea, intensificarea tensiunilor economice, politice și comerciale dintre Occident și Orient conduce către o separare a economiilor lumii în funcție de puterea politică și economică. Respectiv, consolidarea relațiilor din cadrul grupului BRICS ar putea constitui premise importante în reproiectarea sistemului contabil internațional și în dezvoltarea unor sisteme contabile regionale. De asemenea, am considerat eu și este o părere personală că se va impune, respectiv, introducerea în știința contabilității a unui concept nou, precum geocontabilitatea, care ar reprezenta sistemele contabile în funcție de factorii geografici, sociali, politici, în spiritul teoriei expansioniste. Desigur că cineva dintre dumneavoastră poate să mă contrazică că sistemele contabile au fost deja clasificate și acest termen nu își are valența în acest cadru. Însă eu vreau să atragem atenția asupra grupului BRICS și să vedem că totuși, chiar dacă aceste țări sunt situate pe continente diferite, au sisteme politice diferite, da? Totuși, relațiile lor economice se dezvoltă și respectiv se va impune, vrem noi sau nu vrem, se va impune dezvoltarea acestor standarde comune de contabilitate pentru a facilita investițiile intra-grup. Informațiile financiar-contabile, desigur că au un rol fundamental în procesul decizional, respectiv, aici mi-am pus o întrebare, că o comunicare economico-financiară care respectă prevederile impuse de cadrul legislativ și de principiile contabile specifice este suficientă pentru nevoile și cerințele utilizatorilor de informații financiar-contabile sau este necesară furnizarea unor informații suplimentare? Desigur că situațiile financiare nu pot să satisfacă complet nevoile de informare ale părților interesate, fapt pentru care, alături de aceste informații financiare, se publică și o serie de informații nefinanciare. Da? Aici, pentru a promova dezvoltarea sau accesul la investiții responsabile din punct de vedere social. Desigur că calitatea informațiilor din situațiile financiare reprezintă un factor determinant în atragerea investițiilor străine directe și responsabile din punct de vedere social, deoarece aceste informații reprezintă instrumentul fundamental în luarea deciziilor, respectiv în evaluarea riscurilor investiționale.
Performanța investițiilor este direct influențată de calitatea informațiilor, de reprezentarea fidelă și de aplicarea corectă a practicilor și politicilor contabile, astfel încât acestea să nu denatureze informațiile, ci să transpună corect poziția și performanța întreprinderii, care reprezintă principala preocupare pentru utilizatorii de informații financiare, fiind un instrument important în evaluarea riscurilor și de stabilire a eficacității și eficienței activităților desfășurate. În ceea ce privește prețurile de transfer, acestea rămân în continuare a fi cea mai utilizată metodă și cea mai simplă în erodarea bazei de impozitare. Acestea reprezintă prețul stabilit în tranzacțiile comerciale între filialele unei întreprinderi sau între membrii unui grup sau conglomerat de întreprinderi. Prețurile de transfer sau deplasarea artificială a bazei de impozitare, cum mai este denumită în literatura de specialitate, prin redistribuirea indicatorilor care o formează între filialele întreprinderii, permite entității, fără să încalce prevederile legale, normative, să utilizeze un regim de impozitare preferențial. Respectiv, strategiile și metodele de stabilire a prețurilor de transfer sunt destul de complexe, dacă putem să tragem un ochi către ghidul OECD cu privire la prețurile de transfer, ghid care a fost un proiect de lege în Parlamentul Republicii Moldova, care a fost adoptat și de către Republica Moldova, care în perioada următoare o vom găsi și în codul fiscal din Republica Moldova. Însă acest ghid sau aceste reglementări totuși sunt foarte dificil de pus în practică, pentru ghidul lasă loc de interpretări, respectiv chiar putem să vedem și în acele metode de evaluare a prețurilor de transfer. Da? Sunt 4 metode, ghidul spune că trebuie de folosit metoda prețurilor comparabile necontrolate, dar dacă nu sunt informații cu privire la, pentru stabilirea prețului cu această metodă, se poate de aplica și celelalte metode. Totuși, eu cred că ar trebui de stabilit clar ce metodă și pentru ce economie și pentru ce tranzacții trebuie aplicată clar. Da? Totodată, în urma analizei legislației a ghidului OECD privind prețurile de transfer, am concluzionat că legislația este foarte complexă și restrictivă. Aceasta, respectiv, are un efect descurajant asupra capacității multinaționalelor de a elabora corect dosarul prețurilor de transfer și de a practica prețurile de piață. Consider că statele OECD și G20, care contribuie la implementarea planului de acțiune BEPS, trebuie să instituie un cod fiscal valabil global, prin care țările implicate în tranzacțiile internaționale să se asigure că profiturile nu sunt supuse impozitării, sunt supuse impozitării acolo unde s-au desfășurat activitățile lor. Desigur, un pas important pe care l-a făcut Uniunea Europeană este introducerea cotei de impozitare unică de 15% a multinaționalelor. Desigur, sunt diferite criterii care aceste multinaționale trebuie să aplice acea cotă de 15%. Însă este un pas spre, eu consider că este un pas spre, desigur, spre adoptarea unui cod fiscal global sau măcar la nivel de grup, cum ar fi la nivel de Uniunea Europeană. Respectiv, noile schimbări geopolitice din ultima perioadă au modelat politicile fiscale, ceea ce accentuează și mai mult problematica dosarului prețurilor de transfer, iar retragerea capitalului din medii puternic afectate și afectate de riscurile geopolitice, precum și introducerea de taxe și politici comerciale protecționiste de către mai multe economii, respectiv schimbă perspectivele pentru activitățile externe ale multinaționalelor. Crizele suprapuse au condus la o migrație a investițiilor către zone mai sigure. Desigur că toți investitorii caută un mediu în care să-și asigure o siguranță a capitalului investit, respectiv în condițiile în care siguranța investițiilor și predictibilitatea profitului reprezintă principalii factori pentru investitori, devine evidentă necesitatea creării unui instrument de evaluare a riscurilor investiționale la nivel de economie sau de mediu de afaceri. Din această nevoie însă a fost proiectat acest indice și matrice de trend a fluxurilor de investiții străine directe și a prețurilor de transfer. Respectiv, unul din factorii cei mai importanți în realocarea investițiilor este reprezentată de către nivelul de impozitare, adică de povara fiscală.
De asemenea, printre factorii determinanți în alocările sau realocările de investiții se regăsește și libertatea economică, riscul de țară, nivelul de reglementare, povara fiscală sau nivelul de implementare a standardelor internaționale de raportare financiară. Practic, ceea ce am enumerat eu din factorii respectivi determinanți constituie și variabilele cu care am construit atât indicele de predictibilitate a fluxurilor de investiții străine directe, cât și matricea de tren. Pentru proiectarea indicelui de predictibilitate a intrărilor, respectiv a ieșirilor de investiții străine directe și a prețurilor de transfer, am folosit regresia lineară multiplă, deoarece aceasta este cea mai utilizată și, în general, cercetările din literatura de specialitate ne îndeamnă să folosim regresia multiplă, deoarece aceasta ajută la predicția viitoarelor elemente. De aici și sună indice de predictibilitate și a fost folosită această regresie. Așa cum am amintit anterior, a fost proiectat acest indice și matrice de trend privind intrările și ieșirile de investiții străine directe și prețurile de transfer la nivelul economiilor dezvoltate, economiilor în curs de dezvoltare sau economii emergente, economii slab dezvoltate și respectiv a fost proiectat și un indice global și o matrice globală privind investițiile și prețurile de transfer. Această cercetare, după cum relevă însăși, este o cercetare de tip cantitativ bazată pe un eșantion de 69 de țări. Practic, în eșantion am inclus doar țările care aplică reglementările sau ghidul OECD-E privind prețurile de transfer. Din păcate, la momentul în care am proiectat acest indice și matrice de trend, Republica Moldova nu avea implementat acest ghid. Acest ghid a fost un proiect de lege care s-a dezbătut în Parlament abia în septembrie și ulterior a fost reluat în decembrie anul 2022. Perioada de analiză a fost cuprinsă între anii 2013 și 2021. Criteriile de includere, după cum am menționat, au fost incluse în analiză toate țările care aplică reglementările OECD în materie de prețuri de transfer, fiind excluse celelalte economii. Inițial aveam 174 de economii, după care am decis că cel mai fiabil ar fi ca să reduc acest număr la cel 69 care aplică doar reglementările respective. În urma pilotării modelului, respectiv s-a obținut un indice de predictibilitate a fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer de 41,9%, practic fluxurile de investiții și și prețurile de transfer sunt prezise de variabilele dependente în proporție de 49,9%. În ceea ce privește economiile dezvoltate, vedem că indicele de predictibilitate este mai mare, deoarece este un grup restrâns și s-au luat indicatorii specifici acestor țări, respectiv avem un indice de predictibilitate de 50,5%. În cazul economiilor în curs de dezvoltare s-a obținut un indice mai mic de 47,1%. Probabil că în economiile în curs de dezvoltare și calitatea raportărilor și informațiile respective pot să nu fie destul de fiabile sau de concise. În cazul economiilor slab dezvoltate s-a obținut un indice de 65,1%, iar în cazul economiilor emergente un indice de 63,6%. În ceea ce privește indicele proiectat, s-a constatat următoarele, că nivelul economiei subterane reprezintă principalul indicator corelat direct cu fluxurile de investiții străine directe, respectiv creșterea nivelului economiei subterane conduce la o diminuare a fluxurilor de investiții străine directe. Iar cadrul investițional în companiile dezvoltate este direcționat de către nivelul de reglementare a prețurilor de transfer, respectiv în ceea ce privește nivelul de implementare a ghidului OECD-E în materie de prețuri de transfer. În ceea ce privește impactul standardelor internaționale de raportare financiară asupra investițiilor străine directe, în economiile emergente acestea variază în funcție de fiecare țară în parte și de caracteristicile sale economice și instituționale.
Preocuparea majoră pentru investitori este calitatea reglementărilor în materie de prețuri de transfer, ceea ce explică faptul că multinaționalele recurg la practicile de stabilire a prețului de transfer pentru a distribui sau realoca profiturile în țara de origine cu scopul de a eroda baza de impozitare sau de a se eschiva de la plata impozitelor. Investițiile fantomă. Ne întrebăm de ce totuși aceste economii slab dezvoltate au aceste cote preferențiale de impozitare. Pentru că aceste investiții care doar tranzitează economiile, ele aduc un oarecare venit economiei naționale, prin respectiv deschiderea de noi filiale, apelarea la diferiți consultanți naționali în ceea ce privește legislația națională. Probabilitatea de a dezvolta afaceri la negru este un pol de atracție pentru fluxurile de investiții străine directe în ceea ce privește circulația acestora. De asemenea, am proiectat un indice de predictibilitate și pentru ieșirile de investiții străine directe pentru a vedea corelația dintre indicatorii stabiliți, respectiv s-a, în urma pilotării modelului, s-a format un indice general de predictibilitate de 40,8, în ceea ce privește economiile dezvoltate, indicele respective este de 57,4%, iar în ceea ce privește economiile în curs de dezvoltare, indicele este de 66,6, respectiv pentru economiile emergente 61,5 și pentru economiile slab dezvoltate 53,2%. În ceea ce privește ieșirile de investiții străine directe, s-a constatat că creșterea nivelului de reglementare în ceea ce privește dosarul prețurilor de transfer, precum și nivelul ridicat al cotei de impozitare, respectiv povara fiscală, nivelul corupțiilor, conduc la un flux mai mare de ieșiri de investiții străine directe, respectiv investitorii preferând să investească în țări care au indici mai scăzut al acestor indicatori. Predictibilitatea profitului și evaluarea riscului reprezintă principalii factori determinanți a fluxurilor de investiții străine directe, excepție făcând de la caz economiile slab dezvoltate și economiile emergente sau în curs de dezvoltare, care sunt în mare parte folosite de către multinaționale în dosarul prețurilor de transfer în vederea erodării bazei de impozitare. În ceea ce privește predictibilitatea ieșirilor și intrărilor de investiții străine directe și a prețului de transfer, aceasta este supusă la diversi factori exogeni, cum ar fi condițiile economice, instabilitatea politică, politicile și reglementările în materie fiscală. Actualmente, economia globală, respectiv dezvoltarea puternică a multinațională, presupune în mod necesar și o reorganizare a legislație internaționale care să abordeze și să rezolve problematica prețurilor de transfer, respectiv strategiile de planificare fiscală concepute exclusiv pentru a obține un avantaj fiscal necuvenit sunt extrem de dăunătoare economiilor locale, deoarece acestea nu pot să colecteze veniturile și respectiv nu mai vorbim de o dezvoltare sustenabilă a economiilor naționale. Desigur că în cadrul efectuării acestei cercetări au avut și oarecare limite, respectiv limitele cercetării sunt trasate de nivelul ridicat de interconectivitate, de incertitudine economică, politică și de securitatea ce caracterizează economiile naționale. De asemenea, o altă limită a cercetării intervine în examinarea predictibilității fluxurilor de investiții străine directe și a prețului transfer, deoarece informațiile financiare și nefinanciare utilizate au fost selectate în funcție de relevanța acestora, ceea ce noi excludem că există și alți indicatori care pot să prezică în mod fiabil și corect și cât mai exact fluxurile de investiții străine directe și prețurile de transfer. De asemenea, vreau să spun că cercetarea respectivă nu se termină aici. Îmi propun ca să dezvolt pe larg cercetarea respectivă fie la postdoctorat, fie în cadrul viitoarelor articole, prin examinarea mai aprofundată a efectelor riscurilor geopolitice asupra diferitelor industrii sau companii specifice. Respectiv vreau să extrag investițiile străine responsabile din punct de vedere social din fluxurile de investiții străine directe pentru a obține o imagine reală a interesului companiilor multinaționale de a investi în țările emergente și mai slab dezvoltate din punct de vedere economic. Eu vă mulțumesc pentru atenție.
am luat asistență, au fost prezentate principalele rezultate ale temei de cercetare. Trecem la întrebări. Pot să adresez întrebări atât membrii comisiei, cât și persoanele invitate, adică care sunt prezente la ședință comisiei. Poftim! Da, sigur. Stimate domnule președinte, stimate doamne decan, stimați domnule profesor, stimate doamne profesor, dragi invitați, mă bucur că sunt aici și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a participa la această susținere. Apreciez efortul pe care l-a făcut doctorandul în ceea ce privește realizarea tezei, un efort de documentare deosebit. Și apreciez de asemenea faptul că doctorandul încearcă și reușește să introducă în teză teme actuale. Hai să spun un pic la modă, deși nu sunt foarte bine, teme la modă. Și de asemenea încearcă să, și de fapt readuce în discuție unele realizări ale cercetării în zona contabilității care au fost oarecum puse în umbră de IFRS, de generalizarea mai degrabă declarativă a IFRS. Și aș dori să-l întreb pe doctorand în ce măsură consideră că IFRS au un viitor, să zicem, de dezvoltare în contextul pe care îl consider instabil, contextul crizelor de tot felul, în contextul în care a remarcat că unele țări, mai ales cele membre ale grupului BRICS, încearcă să se desprindă cumva, să se autonomizeze, dacă pot să spun așa, față de țările dezvoltate. Deci, care e viitorul IFRS în contextul ăsta? Care credeți dumneavoastră că este viitorul IFRS? Că nu, atenție, nu am câtuși de puțin pretenția de la dumneavoastră să fiți ghicitoare. No, dar pentru că ați folosit analiză predictivă, încercați să faceți o predicție cu privire la modul în care va evolua aplicarea IFRS în perioada următoare. Mulțumesc frumos pentru această întrebare, domnule profesor. Eu vreau să sublinez faptul, haideți un pic să vedem cine finanțează IASB, organismul cel care însăși proiectează aceste standarde internaționale de raportare financiară. Eu m-am documentat cu ceea ce privește la cine finanțează acest organism și am dedus faptul că cele mai mari investiții sau cei mai mulți bani vin din Uniunea Europeană și din Statele Unite ale Americii. Desigur, aici putem să vedem cel care finanțează întotdeauna va avea un interes mult mai mare sau aceste standarde vor fi pliate mai mult pe interesul celor care finanțează. Aici, totuși, vin cu o paralelă către Federația Rusă, da? Putem să vedem că Federația Rusă, eu m-am uitat pe standardele lor naționale, care spun că sunt oarecum, unele standarde naționale au fost preluate însă și din standardele internaționale de raportare financiară, însă acest lucru nu este adevărat. Putem vedea că Federația Rusă a adoptat practic de fațadă aceste standarde pentru a avea acces sau, nu știu, pentru a se plia sau pentru afinitatea la grupul țărilor dezvoltate sau la G8 sau G20. Desigur că dezvoltarea standardelor internaționale de raportare financiară trebuie analizată și sub contextul evoluției conflictului din Ucraina și respectiv a consolidării grupului BRICS, din ceea ce am văzut din ultimele știri, că mai multe țări și-au dat acordul sau și-au exprimat dorința de a adera la acest grup BRICS. Da? Și aici putem să totuși consider că standardele internaționale de raportare financiară au un viitor, dar consider că viitorul lor va fi pliat doar în cadrul Uniunii Europene și în cadrul țărilor care împărtășesc aceleași valori. Da? Și grupul BRICS, de exemplu, cu celelalte economii, pot să-și dezvolte și ele standarde care să faciliteze sau dezvoltarea intra-grup. Adică este un scenariu care trebuie luat în considerare și trebuie urmărit. De aia
suntem doctoranți, de-aia cercetăm pentru a prezice viitorul și pentru a nu fi surprinși noi profesioniștii contabili de diferite surprize așa care ne dă mediul economic, politic și desigur social. Poftim întrebări. Da, Frica Oțanu, Alexandru, profesor universitar. Am drept pentru proces verbal. Da. Întrebarea mea va fi concretă și directă, fără preambulă. Și rog și răspunsul concret și direct. Spuneți, rog, în opinia dumneavoastră, care sunt metodele principale de stabilire a prețurilor de transfer și cum considerați dumneavoastră, care din ele pot fi utile, valabile, pe măsură oricare sau alta, pentru Republica Moldova? După cum am spus și în teză, sunt patru metode clare de stabilire a prețurilor de transfer. Vreau să vă spun că nu există o metodă stabilă sau alocată direct către o economie sau către o țară. Noi vedem că înclinația Republicii Moldova este spre aderare la Uniunea Europeană, respectiv ghidul OECD-E privind stabilirea și evaluarea prețurilor de transfer recomandă utilizarea unei metode, respectiv a metodei CUP, a metodei prețurilor comparabile necontrolate, atunci când există informații fiabile și adecvate în stabilirea respectivului preț. Însă, întrebarea mea, totuși, dat fiind fapt că pentru Republica Moldova este ceva nou, de unde vom găsi noi specialiști în domeniul stabilirii sau perfectării dosarului prețului transfer? Sau cât de pregătită este Republica Moldova sau cât de pregătiți sunt profesioniștii contabili în stabilirea acestui dosar al prețurilor de transfer? Și aici vin cu un îndemn către normalizatorii noștri naționali ca să nu facă greșeala care a făcut-o România. Respectiv, consider că multinaționalele trebuie obligate să-și raporteze numărul de filiale pe care îl are, astfel, raportând numărul de filiale pe care îl are, noi sau legiuitorul poate urmări clar unde au fost transferate aceste active. Da? Respectiv, prețurile transfer, specific prețul transfer, sunt activele intangibile, care sunt greu de evaluat, da? Care nu sunt vizibile, care practic asta urmăresc multinaționale, transferă ceva care este greu de evaluat, în așa fel încât legiuitorul să nu aibă acces ca să-și pună puncte de vedere sau a contesta oarecare ilegalități în ceea ce privește realocarea acestor profituri. Da, nu există o metodă clar denumită. Pentru Republica Moldova a folosit metoda rentabilității. Pentru România a folosit metoda prețurilor comparabile necontrolate. Sunt mai multe metode. Acestea trebuie analizate atât însăși. Codul fiscal al Republicii Moldova trebuie un pic răsfoit pe deplin. De văzut, noi însăși nu am avut până a implementa sau urmează să implementăm acest ghid OECD, noi nu am avut o definiție clară a părților interesate, da? Pe când avem foarte multe companii străine care activează la noi în țară, respectiv vin, fac bănuți și își duc profiturile în altă parte. Dar care este contribuția multinaționalei respective pentru economia noastră națională? Ne dezvoltăm noi? Desigur. Și a doua întrebare, eu mai am una. De caracter tehnic. Spuneți, rog, dumneavoastră ați apelat la ajutorul unei persoane terțe care este competentă în regulile portuiești, ortografie, de cum poate ale limbii române, în terminologie politică, în direcțiile de promovare și așa mai departe, a Republicii Moldova, UE, NATO și așa mai departe, sau nu? Vreau să spun că această teză de doctorat este parcursul a 4 ani de cercetare intensivă, începând de la studii geopolitice, de la studii matematice, econometrice, de contabilitate. Am o licență, am un masterat în economia, am 4 ani de studii doctorale, am fost coordonat de către două comisii de îndrumare, una din România și una din Republica Moldova, și desigur consider că am competențele necesare de a redacta o teză de doctorat, după cum vedeți și dumneavoastră, prezenta lucrare care am se află aici. Deci, n-ați solicitat ajutorul unei părți terțe. Am înțeles. Bun. Poftim o întrebări, doamnă
la doamna profesor Dunghe. Mulțumesc. În capitolul 4 al lucrării, dumneavoastră, deci capitolul lucrării care ați tratează și interpretează diseminarea rezultatelor clinicilor de predictibilitate și a matricilor de prevenință a recursurilor de investiții străine direct și ale prețurilor de transfer. Și întrebarea. Ați putea oferi exemple de tipuri de informații și tendințe care pot deriva, care pot fi derivate din aceste rezultate și din modul în care acestea pot fi informate, deci părțile decizionale privind investițiile, părțile da. Interesate. Însă și literatura de specialitate, în stabilirea indicelor și în corelarea matricii de trend privind fluxurile de investiții străine directe și prețurile de transfer, au fost folosiți niște indicatori care sunt considerați atât de către instituțiile macroeconomice, cât și de către părțile interesate a fi relevante în procesul decizional. Respectiv, implementarea acestui indice de predictibilitate este mult mai fiabil, adică pentru organismele de reglementare, iar în ceea ce privește părțile sau societățile comerciale, entitățile de raportare, a fost, pentru ele a fost proiectată această matrice de trend pentru a putea vedea mediile economice cele mai avantajoase în realocarea profiturilor sau în procesul decizional acolo unde doresc ele să investească capitalul respectiv. Poftim, doamna conferențiar Mihaela. Am și eu o întrebare. Deci, dumneavoastră, în capitolul 2, ați discutat despre rolul informațiilor financiar-contabile în atragerea investițiilor străine directe responsabile. Și dacă dumneavoastră ați putea să ne detaliați care sunt mecanismele specifice prin care informațiile din situațiile financiare influențează deciziile investitorilor și cum se leagă acestea de conceptul de investiții responsabile din punct de vedere social. Desigur, literatura de specialitate, că din ceea ce am studiat eu, nimeni nu contestă rolul pozitiv al informațiilor financiar-contabile în atragerea investițiilor străine directe și responsabile din punct de vedere social. În ceea ce privește fluxurile de investiții străine directe, în principal investitorii sunt interesați de ceea ce privește rentabilitatea capitalului investit. Iar când vorbim de investiții responsabile din punct de vedere social, însăși investitorii fac referire la acele informații nefinanciare sau la factorii, respectiv la factorii de mediu, la factorii sociali și de guvernanță, respectiv factorii ESG. Analizând respectiv rapoartele atât financiare cât și nefinanciare, adică având accesul la informații financiare și nefinanciare, investitorii sau toate însă și părțile interesate pot să ia decizii pertinente care să le satisfacă sau să le aducă o profitabilitate așteptată. Poftim, dacă mai sunt întrebări? Da, poftim, domnul. Mare, ce vă întreb de la Ștefan cel Mare, din Suceava. Având în vedere că ai abordat IFRS-ul în cadrul tezei de doctorat, care ar fi efectele adoptării IFRS în ceea ce privește atragerea de investiții străine și de investiții responsabile din punct de vedere social? Și dacă ai putea să-mi dai mai multe detalii sau multe constatări pe care le-ai constatat tu în cadrul cercetării pe care ai efectuat-o? Efectele sau nivelul de adoptare a standardelor internaționale de raportare financiară l-am văzut însă și din rezultatele obținute în proiectarea indicilor de predictibilitate a intrărilor respectiv a ieșirilor de emisii străine directe și a prețurilor de transfer și am văzut că nivelul de adoptare a standardelor internaționale de raportare financiare are un impact pozitiv asupra atragerii de investiții străine directe și responsabile din punct de vedere social. Poftim, dacă mai sunt întrebări. Dacă nu mai sunt întrebări, înseamnă că finalizăm această parte și trecem la următoarea etapă. Dumneavoastră puteți vă așezați. Înainte de Comisia de Susținere Publică, teza a fost susținută la ședința Comisiei de Îndrumare. Eu mă refer la Comisia de Îndrumare din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, la ședință din 13 martie 2023,
La ședință au participat conducătorii științifici și trei membri, doamna Lazar Liliana, conferențiar universitar, doctor, șefă Departamentului Contabilitate, Audit și Analiză Economică, ASEM, domnul Graur Anatol, conferențiar universitar, doctor, tot ASEM, și doamna Mihailă, conferențiar universitar, doctor, care își prezintă Comisia de Îndomare, Comisia Publică de Susținere Tezii de Doctorat. În cadrul ședinței, Comisia a primit un aviz, a formulat, adică un aviz pozitiv, în unanimitate, este, vă să zic, lista cu semnătorile conducătorilor științifici și a membrilor Comisiei, referitoare la aprobarea unui aviz favorabil, aferent tezii elaborate de către domnul Milega Anatol. Totodată, în aviz se conțin și unele sugestii și recomandări, care în principal se referă la aspectul, așa să spunem, tehnic, ceea ce rezultă din cerințele diferite care sunt, vă să zic, stabilite în România și în Republica Moldova, referitoare la tezele de doctor. S-a propus de a diminua volumul tezii la 150 de pagini, ceea ce este numărul maximal de pagini prevăzut de către ANACEC. Domnul Milega a prezentat amândre la Comisia de Îndrumare teza de 198 de pagini. S-a propus de asemenea ca să fie adus în concordanță iarăși cu cerințele ANACEC materialul din anexă, ca să nu depășească 30% din volumul tezii. De asemenea, s-a mai propus de a perfecta teza, nu, în special de a formula noutate științifică, actualitatea temei, iarăși în conformitate cu cerințele prevăzute în regulamentele ANACEC. Și iarăși unele, eu știu, figuri, tabele, dacă depășesc o pagină, să fie transferate în anexe. După cum observați, toate aceste, vă să zic, sugestii, recomandări au un caracter tehnic și poftim domnul Milega ce ați... Este prezentată și informația privind luarea în considerare a sugestiilor membrilor Comisiei de Îndrumare, însă după procedura de susținere, dumneavoastră trebuie să explicați și ați, vă să zic, da, ați luat în considerare. Da, toate sugestiile Comisiei de Îndrumare au fost luate în considerare deoarece au fost sugestii pertinente și au contribuit la îmbunătățirea lucrării. Am spus că am avut parte de două comisii de îndrumare și respectiv prezenta teză a fost structurată în concordanță cu cerințele specifice ANACEC, respectiv cerințele din Republica Moldova. Da, eu pot să confirm, este prezentată informație semnată de către domnul Milega, unde fiecare recomandare sunt prezentate, vă să zic, explicațiile corespunzătoare. În continuare, voi oferi cuvântul conducătorilor științifici la tezii de doctor în științe economice. Poftim, doamna conferențiar Grigoroi. Domnul președinte, stimați membri Comisiei de Susținere Publică, dragi invitați, deci, așa cum cunoaștem din ceea ce s-a anunțat astăzi, Anatol Milega este doctorand în educație în totul Tielul cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, care ne-am realizat activitatea și a realizat activitatea de cercetare în baza acordului instituțional de cotutelă în doctorat între ASEM și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Coordonând și urmărind activitatea domnului Milega pe parcursul studiilor doctorale 2019-2023, pot afirma, cred că cu siguranță, că doctorandul Anatol Milega deține acele calități necesare
în cercetare, care sunt formate din cunoștințe, aptitudini, dar și calități personale. Deoarece astăzi vorbim despre analiză predictivă, cred că noi, conducătorii, eu, doamna Grosu, am identificat o predictibilitate în abilitățile de cercetare a domnului Melega încă de la admiterea la școala doctorală. Și probabil că nu ne-am... ulterior, această predictibilitate a reușit să se adeverească. Probabil această predictibilitate pe care noi am identificat-o atunci la admitere s-a văzut și astăzi, s-a realizat sau s-a adeverit și astăzi în această susținere. Îl caracterizez pe domnul Anatol Melega ca o persoană cu o enormă capacitate de mobilizare și concentrare, răbdare și tenacitate, flexibilitate, creativitate, gândire critică pe alocuri creativă, dar și cu un interes pentru cercetare, poate în defavoarea unor obiective în carieră, meserie sau în societate. Prezența tezei, prezența rezumatului, susținerea care a avut loc sau prezentarea la această susținere de astăzi, cred că justifică acea experiență în scrierea unor produse științifice, mă refer nu doar la teză și la rezumatul tezii, la rezultatele științifice, dar am în vedere și acele publicații pe care le-a făcut pe perioada acestor 3 ani de studii, în număr de 30, în reviste recunoscute internațional, dar și în reviste recunoscute de ANACEC. Nu a fost un demers științific ușor, nici pentru doctorand, nici pentru noi ca conducători, fiindcă tema este una destul de neobișnuită în contabilitate, este una care este influențată de diferite riscuri geopolitice. Pe parcursul studiilor, cumva, vectorul cercetării a fost influențat și de acest conflict militar între Ucraina și Rusia, fapt care a influențat și asupra mersului științific al doctorandului. Nu să mă refer la valoarea științifică, originalitatea. Cred că asupra acestui capitol se vor expune astăzi referenții, membrii Comisiei de Susținere Publică. Eu am caracterizat doar doctorandul și concluzionez că deține acele calități necesare cercetării sau pentru a continua cercetările în domeniul contabilității, în domeniul economiei, demonstrează acele cunoștințe fundamentale economice în domeniul finanțelor, contabilității, statisticii, demonstrând acele metode matematice, statistice în realizarea cercetării. Și având în vedere că s-a finalizat prezentarea domnului Melega cu unele limite în cercetare și cu unele viitoare perspective de cercetare care le vede în tema aceasta, sunt sigură că posedă acele calități și merită de a îi se conferi titlul de doctor în științe economice. Ceea ce, în numele Comisiei de Îndrumare, rog și eu, toți încurajez membrii Comisiei de Susținere Publică să susțină acest demers științific. Vă mulțumesc! Bun, putem, doamna profesor Grosu. Vă mulțumesc! Eu acum am aflat două oară în postura de a fi codonator, pentru că noi am prezentat teza și la Asocia, la Universitatea din Suceava, însă unde am dat citire pe larg întregului referat, motiv pentru care astăzi nu o să mă pronunț, pentru că sunt convinsă că toți membrii din comisie să aveți opinii mult, poate mai pertinente decât ale noastre care l-am portat.
Însă eu vreau să vă zic că eu pe anatomie legal am cunoscut acum 4 ani, când mi-a scris un e-mail spunându-mi că este un absolvent al programului de licență și de masterat în domeniul contabilitate la Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău și că își dorește foarte mult să-și continue studiile doctorale la Universitatea din Suceava. Ne-am întâlnit, cred că, 2 luni mai târziu, mi-aduc și aminte și acum, când a venit la noi în biroul nostru de la Departamentul de Contabilitate. Deci un tânăr foarte decis și foarte determinat de a-și urma un proiect de cercetare, avea deja planul adus cu dumnealui. Bineînțeles că noi l-am mai schimbat și reschimbat și reconfigurat pe parcursul celor 4 ani de doctorat. Însă mi-a surprins plăcut atitudinea lui și am simțit că poate avea potențial atât pe partea de cercetare cât și pe partea profesionistă. Ceea ce trebuie să știți că domnul Melega, pe parcursul celor 4 ani de studii, faptul că provenea din Republica Moldova, să știți că nu i-a fost ușor să se întreține, l-a avut o bursă foarte mică, pentru că era bursa dată pentru studenții moldoveni și nu pentru români, motiv pentru care a trebuit să lucreze, vă pot garanta cu certitudine că este un practician extraordinar, de competențele lui s-au bucurat, o să spun, una din cele mai mari firme din Suceava după cifra de afaceri. Se bucură în continuare, evident, de colaborarea cu dumnealui. Noi, la un moment dat, i-am spus chiar să renunțe, dar nu l-au lăsat. I-au triplat salariul, numai să rămână acolo. În ce privește și calitățile didactice, noi am început colaborarea cu dumnealui de acum 2 ani. Este foarte apreciată în rândul studenților. Aici nu pot să vă dau foarte multe detalii, decât pot să vă spun că este un coleg foarte bun. Deci eu n-am primit nicio referință negativă la adresa lui din partea colegilor și avem colegi în sală cu care domnul Melega colaborează și vă pot da mai multe referințe pe privind acest aspect. Însă, partea unde noi am colaborat foarte mult, deci extrapolând contextul de zi de doctorat, a fost și partea de cercetare științifică, deci noi avem câteva lucrări împreună. Deci vă spun în afara temei pe care v-am prezentat-o astăzi. Vă spun, mi-a plăcut foarte mult promptitudinea lui Anatol, seriozitatea lui și faptul că e o persoană de încredere, deci întotdeauna a respectat deadline-urile și deci eu vă confirm din tot sufletul că este o persoană serioasă, o persoană competentă și care chiar merită acordarea titlului de doctor în domeniul economiei. Vă mulțumesc! Sunt aviziile conducătorilor științifici, după cum am menționat, semnate și vă să zic că anexate la dosar. În continuare, vom asculta obiecțiile și sugestiile referenților oficiali. Oftem domnul profesor universitar Constantin de Strate. Vă oferim cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Salut încă o dată. Au fost două discursuri despre doctorand. Eu nu am reperele necesare pentru a face un discurs despre doctorand, așa că o să mă limitez la a discuta despre teză. Așa, cum să nu, mulțumesc. Mulțumesc că domnul președinte a omis să-mi spună cât timp am. Adică rezonabil. Există riscuri întotdeauna din perspectiva asta. Titlul tezei este foarte ofertant și angajează mult doctorandul conducătorii, de conducătoarele doctorat și de asemenea promite foarte mult în ceea ce privește realizările, în ceea ce privește rezultatele. Sunt puse împreună noțiuni, teme care aparent sunt separate și cărora doctorandul încearcă să le găsească elemente comune, încearcă să le pună în același model pentru a extrage niște concluzii, așa cum ne-a prezentat mai devreme, cu privire la investițiile directe și impactul pe care îl pot avea asupra acestora, unele caracteristici instituționale ale țărilor clasificate după cele 3-4 categorii pe care ne-a propus doctorandul. În
capitolul 4, dacă ar fi să trec așa rapid peste capitole, acela în care se propune indicele de predictibilitate, apar 5 ipoteze, a căror justificare se face pe larg, cu trimiteri la literatura relevantă, ceea ce, încă o dată spun, constituie dovezi că s-a asigurat o bază teoretică solidă a cercetării. Bineînțeles că, dacă ne uităm la lista referințelor bibliografice și dacă facem o căutare în orice bază de date, mai mult sau mai puțin elitistă, găsim în bibliografie câte 200-300 de referințe, în timp ce într-o bază de date, orice bază de date, găsim câteva mii de repere, nu putem avea pretenția de la nimeni, decât de la ChatGPT, poate, să analizeze atât de multe surse bibliografice pentru a le pune într-o, ca surse de inspirație într-o teză. Autorul apreciază că noutatea și originalitatea științifică a lucrării constau într-o listă întreagă de patru realizări, principala dintre acestea fiind proiectarea indicelui și a matricii de predictibilitate a fluxurilor de investiții. Remarcat încă o dată că sursele folosite, documentarea doctorandului, sunt atât de numeroase încât primele trei capitole, în foarte bună măsură, reprezintă, de fapt, un fel de trecere în revistă a literaturii, o trecere în revistă critică, evident, a literaturii pe temele studiate și avute în vedere în teză. Teza este curajoasă, am mai spus lucrul ăsta, în ideea că doctorandul dorește să iasă din paradigma aplicării practice a rezultatelor cercetărilor sale, propunându-și să vină cu un plus de valoare teoriei, aici citez, un plus de valoare, teză, un plus de valoare teoriei contabilității și raportării financiare. De asemenea, cred că este una din primele teze de contabilitate care includ, care ia în considerare conflictul dintre războiul ce mai dintre Rusia și restul lumii, parte din restul lumii, și poate, aceasta poate reprezenta un punct de plecare în unele analize mai ample pe această temă. Aș vrea să reiau o parte din și să comentez un pic, să continui un pic o parte din răspunsul pe care doctorandul a dat întrebării pe care am adresat-o. A spus doctorandul că în unele state din lume aducerea, adaptarea IFRS-urilor s-a făcut de o manieră oarecum superficială. Eu cred că numărul statelor în care s-a întâmplat treaba asta este mult mai mare decât vrem noi să credem. Și că, pe de altă parte, o să deduceți de aici că nu sunt un fan al IFRS și e adevărat. Pe de altă parte, în teză apar de multe ori rezultate ale propagandei, nu mă feresc de cuvânt, pe care o face IASB. Că o fac IASB și IFRS. Adică nu spune promovare, spune propagandă, pentru că e un cuvânt cu o rezonanță mai veche în zona asta noastră, dar asta e, propagandă. Se tot laudă că se aplică IFRS într-o 100 de milioane de țări. Sigur, se aplică IFRS. În România, de exemplu, să vă spun câte firme aplică IFRS, nu știu exact, dar sigur pot să vă spun că mai mult de 200-300 nu sunt. Poate 500, hai să zicem. Deci, atunci când spunem că o țară aplică IFRS, exagerăm puternic. O parte din firmele, din țările respective aplică IFRS și poate că lucrul ăsta trebuie subliniat mai des în cercetările care interiorizează într-o anumită parte, într-o anumită manieră, într-un anumit fel IFRS. Utilitatea practică a ideilor prezentate în teză constă tocmai într-o mai bună informare a decizilor firmelor privind la temele numerate, în scopul de a fi prevenite riscurile. Primele trei capitole, am spus și mai devreme, ar putea foarte bine să reprezinte baza pentru redactarea unui manual care să servească firmelor cu intenții în dezvoltarea afacerilor spre internaționalizare, prin atragerea de investiții străine sau prin demararea unor astfel de investiții în alte state. Apreciez realismul doctorandului în abordarea teoriei părților interesate, în sensul că aceasta ar trebui reproiectată în funcție de importanță
al părților interesate pentru crearea întreprinderii cu centralitate asupra investitorilor, sens în care construirea unui canal de comunicare direct cu investitorii ar fi optimă, astfel încât ar întări relația cu aceștia. Nu facem decât, prin aceasta, nu fac decât să revin ușor la rolul important pe care IFRS l-a atribuit dintotdeauna investitorilor și care a fost contestat de nenumărate ori, de activiști de toate felurile, și pe care IFRS a încercat să-l escamoteze ușor, IFRS, mă rog, IASB-ul, a încercat să-l ascundă un pic, lansându-se cu capul înainte către raportarea de sustenabilitate, raportarea nefinanciară, care, sigur, e la modă și care, de asemenea, am putea să spun, este însușită de contabili, dar nu pentru că ar fi ei mari specialiști în raportare nefinanciară, ci ca să nu o ia alții. Să nu se ocupe alții de ea. Și de ce să mai aducem alții, 2, 3, 4? În fine, calitatea metodologică a cercetării, acum eu structurez pe reperele recomandate în avizul avizul aferent tezelor în Republica Moldova. Metodologia de cercetare este expusă pe larg. Se combină tehnici calitative, cele cantitative de cercetare. Scopul cercetării este formulat foarte clar în partea de introducere a tezei. Sunt 5 obiective derivate din scopul amintit. Și ne aflăm în situația de a găsi cu ușurință fazele cercetării, așa cum trebuie ele să apară într-o teză. Din perspectiva formulărului folosite de doctorand, este de apreciat cam așa de sinteza acestuia. Anexa 4, de exemplu, scopul cercetării este rezumat pe un rând, față de cele 3 rânduri pe care le găsim în introducere. Sigur, ești mai înțelept când ajungi la anexa 4 și ai capacitate de sinteză mai mare. Interpretările personale ale doctorandului în ceea ce privește temele abordate în trecerea în revista literaturii sunt rezultatul lecturii numeroaselor surse bibliografice și al experienței sale nemijlocite. Teza este redactată în mod profesionist, se citește cursiv și cu ușurință. Asta nu e neapărat un lucru bun, să știți. Asta nu e neapărat un lucru bun, se citește cu ușurință. Este de remarcat faptul că e, cel puțin din perspectiva lucrurilor pe care le-am răsfoit eu, una din primele care găsesc timp și loc pentru țările din grupul BRICS. Și apropo de aplicare, IFRS și a spus dumneavoastră că BRICS, țările BRICS ar putea, cine știe, să facă un pas în afara IFRS-urilor, mă tem pentru ele. Dacă se apucă, dacă vor să-și dobândească independența din punerea puterii financiare și dacă vor să cloneze cumva un organism care să facă norme financiare, mă tem că nu o să ajungă la niciun înțeles, la niciun sfârșit. E mai bine să luăm ceva făcut de-a gata, chit că mai adoptăm din când în când ceea ce s-a făcut, acum sunt proiectele, după cum vedeți, după cum, sau cine știe, dar în niciun caz nu ar fi corect politic ca țările BRICS să adopte normele americane, care sunt totuși o contrapondere pentru IFRS. Și pe linia celor spuse de doctorand, aș putea să confirm că există o țară în Europa, sigur nu-i membră UE, în care deja întreprinderile au început să renunțe la IFRS. E vorba de Elveția. Există literatură care studiază determinanții renunțării la IFRS de către unele firme elvețiene care aplicau IFRS. Sigur, Elveția nu nici din BRICS, dar poate fi ca studiu de caz, poate fi interesant să vedem de ce fac ei asta și ce ar putea să se reproducă în alte spații geografice din situația elvețiană. Am amintit despre sursele bibliografice. Capacitatea de selecție este absolut necesară, având în vedere zecile de mii de articole care se califică pentru toate temele abordate de doctorat, prețul de transfer, de exemplu, aplicarea IFRS. Pe mă sperie aplicarea IFRS. Am o bază de date cu niște articole IFRS în fiecare săptămână, lună, mai adaug câte ceva și când văd că acolo ajung la 700 și ceva, mă sperii și le las, nu le mai citesc. Nu mai vreau. E absolut descurajant când vezi câte se ajung și tot nu se termină. Ne propune două rânduri de concluzii, domnul Anatol Melega. Sigur, în
convergență cu conducătoarele de doctorat, mai întâi la fiecare capitol, concluziile aferente teme trate în capitolul respectiv, după care la finalul tezei regăsim concluzii și recomandări de ansamblu, unde autorul revine cu principalele propuneri pe care le consideră necesare pentru buna desfășurare a tezei practice. Concluziile, bineînțeles, sunt pe linia generală a tezei, răspund obiectivele care și le-a propus doctorandul, și o parte din ideile propuse aici sunt ușor de intuit, însă literatura pe care se bazează autorul și prelucrările pe care le propune au darul de a întări și justifica cele spuse în teză. Una din ideile pe care le propune doctorandul este că se va impune, și am văzut și în prezentarea de astăzi a revenit, se va impune, deci, introducerea în știința contabilității a unui concept nou precum geocontabilitatea, care ar reprezenta sistemele contabile în funcție de factori geografici, sociali, politici, în spiritul teoriei expansioniste. Remarc aici ce mică este lumea. Ar fi ceva foarte, foarte nou în această adaptare. Dacă ne aducem aminte, înainte de normalizarea contabilă, erau foarte multe lucrări în zona sistemelor clasificări, sistemelor contabile, și unul din autorii remarcabili în acest sens, un britanic, Christopher Knobs, care s-a temut că după aplicarea IFRS se vor dilua limitele dintre frontierele, dintre sistemele contabile, și a revenit prin 2008-2009 și a zis, sunt fericit, nu a zis chiar așa, dar rezultă din lucrarea lui că este în continuare fericit, aplicarea IFRS nu a uniformizat practicile și normele contabile în lume, găsind numeroase motive în justificarea acestei ipoteze. Deci nu trebuie să ne temem că aplicarea IFRS se face la fel peste tot. Sigur, se asigură, e mult mai bună comparabilitatea dintre informațiile pe care le furnizează diverse categorii de firme, provenite din diverse categorii geografice, diverse zone geografice, dar comparabilitatea totală nu este realizată. Deci, în continuare, putem să spunem că doctorandul are dreptate când caută în continuare argumente pentru o geocontabilitate, pentru diferențe între maniera în care contabilitatea se aplică, contabilitatea și raportarea financiară se aplică în diverse contexte. Doctorandul a dezvoltat tema pe care și-a propus-o, a valorificat rezultatele cercetării singur sau în colaborare, în articole cotate foarte, foarte bine. M-am uitat un pic și pe profilul pe Google Scholar al doctorandului și este un profil potrivit pentru faza în care se află cu dezvoltarea carierei. Sigur că în orice teză există loc de mai bun. Aici am pus pe o pagină, pentru că așa cere formularul de aviz, obiecții și sugestii. Sunt convins că doctorandul le-a parcurs și nu e neapărat ocazia să le dau încă o dată citire. Aș putea doar, de exemplu, să spun că în ceea ce privește prețul de transfer, și am înțeles că Moldova este la început, cu adaptarea reglementării prin prețul de transfer, oricât de bune ar fi reglementările, multinaționale vor găsi întotdeauna posibilități de a face în așa fel încât profiturile sau o parte din ele să fie transferate acolo unde doresc ele, și că reglementările la prețul de transfer singure nu rezolvă nimic, ele trebuie dublate de alte reglementări în zona fiscală sau în zona auditului, și aplicarea reglementării la prețul de transfer depinde în mod decisiv de caracteristicile instituționale, așa cum foarte bine am spus în mai multe rânduri doctorandul. De asemenea, în ceea ce prețul de transfer, pentru că doctorandul s-a declarat adept al și a fost lăudat că a folosit instrumente econometrice, statistice, matematice, există variabile, există autori care propun variabile de măsurare a influenței pe care prețul de transfer o pot avea asupra fiscalității, asupra finanțelor unor teritorii, sau pe partea cealaltă este instrumente, spuneam, de măsurare a așa zise evaziuni fiscale, dar nu în înțelesul de fraudă, ci în înțelesul pe care britanicii îl dau formulării tax avoidance,
a planificării fiscale, dacă vreți, sau optimizării fiscale. Deci, prețurile de transfer sunt, se regăsesc în formule, în proxy, vreau să spunem așa, folosite, propuse de literatură și care poate, într-o continuare a cercetării, dacă se pot obține date în acest sens, ar putea să fie foarte utilă în o analiză suplimentară a influenței prețurilor de transfer. Am pus în aviz câteva surse în sensul ăsta, câteva surse bibliografice în sensul ăsta. Și mai remarc un lucru și anume că este ceea ce ne propune doctorandul și partea din Republica Moldova a conducerii doctorandul Doamna Grigoroi, este o privire care nouă celor din UE ni se pare proaspătă. Adică oamenii care văd lucrurile din exterior UE s-ar putea ca uneori să le vadă de o manieră care nouă ne scapă. S-ar putea să fie o privire mai sănătoasă dintr-o anumită perspectivă. Și părerile pe această temă, pe aceste teme, pot să ne ajute pe noi din UE, vă așteptăm în UE cu toată plăcerea, apropo. Ne ajută și pe noi să înțelegem poate mai bine ce se întâmplă acolo. Legat de implicații fiscale prețul de transfer, în țările membre al UE se aplică deja directiva ATAD, Anti-Tax Avoidance Directive, a apărut în 2016, România a inclus prevederile acestei directive în legislația națională începând cu 2018 și să știți că n-a crescut ponderea impozitului profit în timp. În perioada asta. Dar, sigur, poate au fost numeroase variabile care influențează și veniturile bugetare pe care le colectează fiecare stat. Doctoranul afirmă că teza pe care a produs-o este o lucrare interdisciplinară. Și are dreptate în acest sens. Totuși trebuie să remarcăm că matematica, econometria, statistica sunt folosite în teză doar ca instrument. Și contribuțiile în acest domeniu trebuie analizate prin această perspectivă. Statistica este un instrument extraordinar, econometria la fel, matematica le întrece pe toate. Dar pentru noi, cei care facem cercetare în zona științelor sociale, acestea sunt instrumente doar și e greu să ne asumăm cumva meritul de a aduce noutăți în acest domeniu. Geopolitica, spune doctorandul, și în cadrul economiei, prevenția fluxului de investiții, sunt domenii care politica are un rol foarte important. Se așteaptă prea mult totuși de la stat, de la politicieni. Atunci când doctorandul apreciază, de exemplu, că aparatul politic este cel care deschide porțile companiilor către piața internațională. Sigur, cred că așteptăm prea mult de la politicieni. N-am nimic cu nimeni, dar progresul în afaceri nu vine neapărat de la politică. Decât poate cine știe, nu în rezerv, dar nu, în țările dezvoltate nu se întâmplă treaba asta. Doctorandul este încrezător în faptul că aplicarea IFRS aduce calitate bună situațiilor financiare. Este o părere asupra căreia unii autori au îndoieli. Calitatea aplicării IFRS nu depinde doar de calitatea presupusă a standardelor, ci de o multitudine de factori locali și aici nu fac decât să reiau un pic ce spuneam mai devreme despre Christopher Knobs. E vorba de factori instituționali, factori culturali, financiari, comportamentali, legali, fiscali, etc. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Concluzia noastră? Concluzia este evident că sunt de acord ca sunt de părere că teza elaborată de Anatol Melega sub coordonarea doamnei Lilia Grigoroi și a doamnei Veronica Grosu corespunde exigențelor pregătirii doctorale și poate fi susținută public în vederea acordării titlului de doctor în specialitatea științifică, contabilitate, audit, analiză economică. Vă mulțumim, domnul profesor, domnule, vă rugăm să răspundeți la obiecțiile sugestiile domnului referent. Doamna profesor, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate sugestiile și obiecțiile. Desigur că toate obiectele și sugestiile dumneavoastră se vor regăsi în ulterioarele cercetări și, desigur, multe sugestii reprezintă chiar și niște puncte noi de plecare în cercetările mele viitoare. Mulțumesc foarte mult! Vreau să-l felicit pe doctorand că a avut curaj și să-l invidiez pentru că a avut noroc să lucreze cu nu întotdeauna este invidie. Doar el știe drumul care a parcurs. Doar el știe. Cu tot, da?
referitor da, la, e regulă, e regulă. La aviz. Se oferă cuvânt doamnei referent oficial, Dolby Cristina, profesor universitar. Poftim. Mulțumesc, domnul președinte. O să prezint și eu referatul de analiză asupra tezii de astăzi, după cum urmează. Subsemnata Dolghe Cristina, doctor în economie, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova, desemnat în calitate de referent oficial la teza de doctor în științe economice cu tema analiza predictivă a fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer în contextul intensificării riscurilor geopolitice și de divergență în aplicarea standardelor internaționale de raportare financiară IFRS, elaborată de Melega Anatol, conducător științific Grigoroi Lilia, doctor în științe economice, conferențiar universal la Academia de Studii Economice a Moldovei, conducător științific în cod tutelă Rosu Veronica, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar Universitatea Ștefan cel Mare Suceava România, și în urma analizei tezei fac următoarele concluzii. Ce se referă la baza teoretică a tezei, analiza situației în domeniul, fundamentarea teoretică și problemele formulate. Activizarea proceselor de internaționalizare, rolul companiilor transnaționale în cadrul economiei mondiale și, prin urmare, intensificarea fluxurilor de investiții străine directe, dar și necesitatea tot mai mare a redistribuirii resurselor financiare între grupurile de societăți implică creșterea rolului prețurilor de transfer. Fluxurile de investiții și prețurile de transfer sunt în mod continuu afectate de riscurile geopolitice și de discrepanțele în aplicarea IFRS. Riscurile geopolitice pot influența în mod direct investițiile, datorită incertitudinilor asociate cu instabilitatea politică și cu alte evenimente geopolitice. Totodată pot crea instabilitate în economii, influențând astfel deciziile de investiții. În acest context, prețurile de transfer joacă un rol important în determinarea fluxurilor de capital între filialele unui grup de companii și pot avea implicații semnificative asupra performanței financiare globale a grupului. În acest context, autorul tezii oferă un instrument concret și aplicabil pentru evaluarea și anticiparea tendințelor și comportamentului fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer. Aceste instrumente permit decidenților să obțină o înțelegere cât mai clară a influențelor schimbărilor geopolitice asupra proceselor de internaționalizare a companiilor și, în general, asupra mediului de afaceri. Sunt indiscutabile rezultatele cercetării realizate de autor cu referire la schimbările de paradigmă intervenite în procesul de internaționalizare a companiilor și influența riscurilor geopolitice asupra acestora, subliniind necesitatea de a adapta cadrul internațional de raportare financiară la schimbările din structura geopolitică globală. Desigur că fundamentarea de către autorul lucrării date a interesului crescut față de problematica prețurilor transfer și necesitatea implementării unor reglementări clare cu privire la modul de stabilire a prețurilor de transfer poate contribui la gestionarea riscurilor și la asigurarea stabilității financiare a mediului de afaceri global. Numai anticipând tendințele și ajustând strategiile de investiții și prețul de transfer, companiile se pot orienta cu succes în mediul economic global schimbărilor. Scopul tezei este reușit coordonat cu conținutul și prioritățile problemelor abordate. El constă în identificarea și evaluarea efectelor riscurilor geopolitice și divergență în aplicarea IFRS, ca urmare a schimbărilor geopolitice intervenite în procesul de internaționalizare a companiilor, în special asupra fluxurilor de investiții străine directe și a prețurilor de transfer. Inovația și originalitatea științifică. Noutatea și originalitatea științifică a lucrării rezidă în analiza științifică amplă și complexă a satisfacerii necesităților părților interesate în informații financiare conforme normelor, principiilor, standardelor contabile, conformându-se rolului important al acestora în calitate de factor de influență în atragerea investițiilor străine directe și responsabile din punct de vedere social,
autorul tezii a constatat că performanța investițiilor este direct influențată de calitatea informațiilor, care ar transpune corect poziția și performanța financiară a entității fiind un instrument de evaluare a riscurilor și de stabilire a eficacității activităților desfășurate. Apreciez propunerile autorului cu privire la evaluarea politicilor contabile și fiscale aplicabile prețului transfer, importanța scoaterii în evidență vulnerabilităților și limitării reglementărilor actuale în materie de prețuri și transfer la nivel internațional, dificultățile determinate în rezultatul analizei metodelor de stabilire a prețului transfer, aplicarea cărora fiind asociată prevederilor legislației respective, care este diversificată de la o țară la alta. Evaluarea efectului descurajant a acesteia asupra elaborării corecte a dosarului de transfer. Caracterul inovativ al cercetării este vizat și prin originalitatea rezultatelor obținute în cadrul capitolului 4, cu referire la instrumentul de măsurare și predicția riscurilor investiționare care contribuie la predicția investițiilor și a prețurilor de transfer. Valoarea practică a cercetării. Valoarea practică a cercetării constă în argumentarea științifică și elaborările autorului privind dezvoltarea și aplicarea indicelui și a matricii de predictibilitate a fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer. În acest context, autorul argumentează importanța aplicării indicelui de predictibilitate, care reprezintă o măsură a încrederii pe care o putem avea în prognoza valorilor viitoarele fluxuri de investiții străine directe și a prețurilor de transfer pe baza datelor anterioare. Indicele de predictibilitate și matricea de trend a fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer sunt instrumente esențiale de evaluare a riscului. Acestea pot fi implementate și la nivelul altor economii, care au caracteristici asemănătoare cu eșantionul care a fost analizat de autor în lucrarea prezentată. Autorul tezei prezintă un șir de elemente de aport propriu în domeniul cercetat în lucrare și oferă un instrument concret și aplicabil pentru evaluarea și anticiparea tendințelor și comportamentul fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer. Aceste instrumente permit decidenților să obțină o înțelegere mai clară a influențelor schimbătoare, schimbărilor geopolitice asupra procesului de internaționalizare companiilor și, în general, asupra mediului de afaceri. Calitatea metodologică. În realizarea cercetării, autorul, deci, a atins scopul și obiectivele planificate. Autorul a adoptat strategia triunghiulară de cercetare care cuprinde combinarea metodelor cantitative și fundamentale de cercetare. Acest tip de abordare facilitează înțelegerea motivelor, percepțiilor și motivațiilor care stau la baza prezentei temei de cercetare. În vederea proiectării indicelui de predictibilitate a fluxurilor de investiții străine directe și a prețului transfer au fost colectate date cu privire la intrările și ieșirilor de investiții străine directe, nivelul de reglementare a prețurilor de transfer, nivelul de adaptare a IFRS, povara fiscală, cota de impozitare și altele. Cadrul de cercetare este logic, abordările, metodele, procedurile sunt bine descrise, argumentările prezentate de autor în lucrare sunt convingătoare, rezultatele cercetării au permis elucidarea aspectelor de bază în aplicarea instrumentului elaborat și implementat la unele entități din România, Republica Moldova și alte țări, prin ce s-a dovedit faptul că acesta reprezintă un instrument real de măsurare și predicție a riscurilor investiționale. Conceperea și calitatea textului, o să fiu foarte succintă, deci cercetarea este redactată profesionist, clar, coerent și convingător, se citește cu ușurință și corespunde integral cerințelor lexicale de sintactică și ortografie. Teza este scrisă într-un limbaj academic, specific lucrărilor de cercetare, concluziile și recomandările prezentate se bazează pe rezultatele obținute în lucrare și reflectă clar scopul și obiectivele planificate și realizate în cercetare. Standardele bibliografice, tabelele, figurile corespund cerințelor înaintate față de o teză de doctorat.
asigurarea bibliografică. În lista bibliografică a tezii sunt prezentate 352 de titluri ale surselor consultate și citate de către autor în teză. Sursele utilizate în fundamentarea cercetării realizate de către autor sunt cele mai relevante, importante, recente, lucrări din literatură de specialitate. Totodată autorul a consultat cadrul de reglementare, practicile țărilor dezvoltate în domeniul cercetării actele normative la nivel național și altor țări. Complexitatea și valoarea acestor surse bibliografice utilizate la nivel internațional, inclus în cele mai importante baze de date. Calitatea concluziilor și recomandările. Concluziile și recomandările autorului prezentate în teză se bazează pe rezultate proprii, obținute și reflectă scopul și obiectivele trasate în capitolele lucrării. Contribuția autorului realizată în lucrare din perspectiva globală este impunerea unor mecanisme de evaluare și prevenire a amenințărilor mediului de afaceri, care devine sensibil în schimbările geopolitice. În același timp, au fost analizate efectele acestor riscuri asupra surselor de finanțare și asupra performanței și sensibilității companiilor internaționale. Totodată, autorul a considerat oportună introducerea unei noi paradigme în termeni de geocontabilitate, care să ia în considerare necesitatea de adaptare a sistemului internațional de raportare financiară la schimbările intervenite în arena geopolitică globală și de evitare a riscurilor de divergență. Rezultatele analizii părților interesate și a rolului informațiilor financiare în atragerea investițiilor străine directe a scos în evidență relația dintre părțile interesate și informațiile prezentate în situațiile financiare, corelate cu obiectivele situațiilor financiare și cu noile cerințe de informații ale părților interesate. În urma realizării unei analize bibliometrică și statistică a literaturii de specialitate, cu referire la prețurile de transfer, completată de o abordare conceptuală și aplicativă din perspectiva contabilă, juridică și fiscală a prețurilor de transfer, autorul a generalizat politicile fiscale privind prețurile de transfer. În contextul de predictibilitate a fluxurilor de investiții străine directe și a prețului transfer, autorul a construit un model econometric la 4 grupuri de cercetare pe tipuri de economii, economii cum așa și a fost prezentat, deci economii dezvoltate, economii cu dezvoltare, economii emergente și economii slab dezvoltate. Rezultatele cercetării sunt un aport semnificativ la dezvoltarea teoriei și practice aplicării indicelui de predictibilitate, care reprezintă o măsură a încrederii pe care o putem avea în prognozarea valorilor viitoare ale fluxurilor de investiții străine directe și ale prețului de transfer pe baza datelor anterioare. Corespunderea conținutului tezei, teme abordate. Teza prezentată este o lucrare științifică, originală și valoroasă, care conține inovații științifice și valoare aplicativă. Problema științifică formulată în lucrare este soluționată, teza are un caracter integru și complex, totalmente corespunde temei investigate. În lucrările științifice publicate, cărți de specialitate colective cu specializarea contribuției personale, revistele din bazele Web of Science, Scopus, în lucrările manifestărilor științifice, se încadrează tema cercetată de autor în lucrare. Rezumatul reflectă conținutul tezei de doctorat și demonstrează capacitatea de sinteză a autorului. Obiecții și sugestii. La capitolul dat, în urma rezultatelor obținute de autor, am făcut concluzii că, deci, tema cercetată are continuare și aș fi vrut să propun careva propuneri pentru viitoarele direcții de cercetare pentru autor, care sunt 1. Examinarea impactului acordurilor comerciale regionale și al alianțelor economice asupra fluxurilor de investiții și a comportamentului în materie de prețuri de transfer, luând în considerare influența potențială acestor asupra dinamicii geopolitice și a cadrelor de reglementare. 2. Explorarea relației dintre factorii de mediu, social și de guvernanță, ESG, și fluxurile de investiții, precum
și o evaluare a modului în care acești factori interacționează cu strategiile de stabilire a prețului transfer în contextul riscurilor geopolitice. Și concluzia asupra tezii. În urma examinării tezii susnumite, elaborată de Melega Anatol, am vrut să spun mai scurt, de Melega Anatol, deci sub conducerea conducătorilor științifice doamna dr. Grigoroi Lilia și dr. Habilitat Grosu Veronica, deci are o temă cercetată care este actuală, are posibilități de continuare a cercetării. Lucrarea înglobează aspectele problematice care constau în identificarea unor măsuri metodologice și aplicative de atenuare a riscurilor geopolitice, de implementare a indicelor de predictibilitate și matricii de trend a fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer în entități din Republica Moldova, entități din România și alte țări și conține un șir de soluții de rezolvare a acestora. Teza corespunde cerințelor reglementărilor înaintate de către ANACEC față de o teză de doctorat. În opinia mea, candidatul Melega Anatol merită conferirea gradului științific de doctor în științe economice la specialitatea 522.02 contabilitate, audit, analiză economică. Referent oficial, domnul Cristina. Bine, vă mulțumim. Poftim, domnule doctorana. Mulțumesc frumos, doamna profesoară, pentru aprecieri și, desigur, pentru aceste două direcții viitoare de cercetare. Desigur, aici, pentru aceste două direcții viitoare de cercetare, vreau să poate colaborăm împreună și dezvoltăm împreună. Văd și eu ce ați avut dumneavoastră în vedere mai mult în esența acestor două direcții de cercetare și, desigur, putem scoate un articol de cercetare care să... două articole de cercetare. Cu mare drag. O teză postdoctorală. Da, cu mare drag. Revin aici la domnul profesor Istrate. Domn profesor, vreau să vă mulțumesc atât datorită faptului că sunteți și de acord cu mine și în contradicție cu mine, aceasta denotă faptul că totuși această cercetare sau această teză de doctorat are relevanță și are noutate și mi-a plăcut faptul că nici dumneavoastră nu sunteți adeptul standardului internațional de raportare financiară. Prea se exagerează, este adevărat, se exagerează și însă și mulți autori, da, exacerbează utilitatea acestor standarde în ceea ce privește chiar însă și calitatea raportării financiare. Însă și calitatea raportării financiare nu depinde doar de standardele respective, dar și de profesionistul contabil, de capacitatea acestuia de a intra în esența raportării financiare. Vorbim de raportare financiară integrată sau de doar de raportare financiară și nu de, și de cea nefinanciară. Mulțumesc frumos încă o dată. În cuvânt se oferă domnul referent oficial Cibotăriu Marius, doctor în științe economice. Mulțumesc, domnule președinte, onorantă comisie. Voi da citire avizului sau referatului de analiză asupra tezii de doctorat cu tema analiza predictivă a fluxului de investiții și a prețului de transfer în contextul intensificării riscurilor geopolitice și de divergență în aplicare IFRS, elaborată de domnul Anatol Melega, sub coordonarea celor două doamne profesoare, Lilia Grigoroi și Grosu Veronica. O să punctez aspectele esențiale sau principale din cele 10 puncte conform acestui referat de analiză. Și o să prezint aspectele legate de calitatea lucrării și respectiv de efectele pe care le poate aduce această analiză sau această cercetare pe care a făcut-o el în diverse arii de activitate. Putem spune că autorul abordează o temă de actualitate și de importanță practică prin analiza acestor riscuri geopolitice ca urmare a divergențelor care pot să apară în urma aplicării acestor standarde internaționale de raportare financiară. De asemenea, putem evidenția faptul sau putem remarca faptul că autorul s-a concentrat pe identificarea unor noi oportunități de atragere a investițiilor străine directe și, bineînțeles, responsabile din punct de vedere social cu ajutorul sau prin intermediul informațiilor financiare și contabile, prin aceasta valorificând sau scoțând în evidență calitatea informațiilor pe care le poate furniza situațiile financiare. Autorul valorifică
aspectele teoretice și metodologice prin conceptualizarea unei indice de predictibilitate și a unei matrice de trend a fluxurilor de investiții străine directe și a prețului de transfer la nivelul economiilor dezvoltate, a celor în curs și a celor slab dezvoltate. De asemenea, autorul face examinare complexă a acestor aspecte teoretice și aplicative și realizează o fundamentare teoretică și științifică în ceea ce privește stabilirea obiectivelor cercetării și a ipotezelor de cercetare din cadrul lucrării de doctorat. Putem spune că autorul introduce o serie de elemente de originalitate în cadrul lucrării prin capacitatea acestuia de a dezvolta anumite idei, concepte care nu au fost, să spunem, anterior identificate sau propuse în diferite studii sau în diferite cercetări. Utilizează o multitudine de metode, tehnici și instrumente pe tot parcursul cercetării și aduce o contribuție semnificativă la înțelegerea și avansarea cunoștințelor în domeniul de cercetare. Scoate în evidență o serie de riscuri geopolitice ca urmare a internaționalizării companiilor și autorul încearcă să facă recomandări în ceea ce privește îmbunătățirea practicilor și politicilor în acest context. De asemenea, tot legat de originalitatea lucrării, putem spune că aceasta este dată și de rezultatele pe care autorul le-a obținut în urma finalizării tezei de doctorat, și anume proiectarea acelei indice și acele matrice de predictibilitate. De asemenea, prin evaluarea aportului calității informațiilor financiare în atragerea investițiilor străine și, bineînțeles, evaluarea și evidențierea importanței dosarul preț de transfer ca instrument de evaluare a legalității și conformității tranzacțiilor intragrup. De asemenea, putem spune că principalele rezultate științifice ale autorului, prin identificarea unor măsuri metodologice și aplicative de atenuare a riscurilor geopolitice emergente, majore pe care companiile trebuie să le ia în considerare în procesul decizional, cum ar fi acele schimbări intervenite în referențiarele internaționale de raportare financiară, lipsa de predictibilitate a informațiilor, etc. Mai menționăm faptul că unele dintre recomandările care au fost făcute de către Comisia de Monitorizare au fost luate în considerare de către autor și acestea au fost implementate în o serie de entități din România, Republica Moldova și Belgia. Și atunci denotă faptul că cercetarea pe care acesta a realizat-o este una calitativă și aplicativă. Valoarea practică a cercetării constă și în argumentele științifice și elaborările metodologice ale autorului privind dezvoltarea și aplicarea acelui indice și analiza acestea la nivelul celor patru clustere de cercetare analizate în cadrul tezei de doctorat. Practic, putem spune că lucrarea oferă un instrument concret și aplicativ pentru evaluarea și anticiparea unor tendințe și a unor comportamente legate de fluxurile de investiții și prețurile de transfer. Adică putem spune că acest instrument poate oferi decidenților să obțină mai bună înțelegere și mai clară a influențelor schimbărilor geopolitice asupra procesului de internaționalizare a companiilor și, în general, asupra mediului de afaceri. Bineînțeles, valoarea practică poate fi dată și de multele recomandări pe care acesta le-a făcut în cadrul lucrării legate de dezvoltarea unor mecanisme de evaluare și de prevenire a schimbărilor geopolitice, organismele de reglementare să revizuiască aceste reglementări în materie, să se accentueze rolul economiilor emergente BRICS pe arena politică și economică internațională, statele OECD și G20 care contribuie la implementarea planului de acțiune BEPS să instituie acel cod fiscal valabil global pe care țările implicate în tranzacții internaționale să se asigure că profiturile sunt supuse impozitării, definirea unui cadru legislativ global, creșterea nivelului de reglementare, prognozarea valorii viitoare ale fluxurilor de investiții străine directe, etc. Ele sunt mai numeroase în cadrul lucrării. Putem spune că cercetarea științifică, din punct de vedere metodologic, își atinge scopul propus prin realizarea obiectivelor stabilite și prin noutate științifică și rezultatele cercetării sunt demonstrate și argumentate prin analize descriptive, statistice, econometrice,
Astfel, autorul a reușit să elaboreze o cercetare complexă și bine sistematizată din punct de vedere teoretic și practic. Apreciem faptul că teza de doctorat se bazează pe o fundație teoretică solidă și un cadru conceptual adecvat, autorul identificând și utilizând reperele epistemologice relevante pentru domeniul de cercetare, ce a inclus teorii, concepte, modele, care au fost deja dezvoltate și validate în cadrul unor cercetări anterioare făcute de către cercetători de referință din domeniu. Din punct de vedere al conceperii și calității textului, aceasta a fost elaborată de către doctorand într-un mod organizat, coerent și logic. A fost elaborată în conformitate cu cerințele prevăzute de actele normative în vigoare și putem spune că autorul impresionează prin calitatea și maniera logică de prezentare a informațiilor, astfel încât cititorul să poată urma și înțelege fluxul de idei prezentat de către acesta. Teza impresionează prin stilul științific și limbajul academic utilizat, complexitatea problemelor abordate și adaptarea acestor la contextul actual și, în ultimul rând, prin instrumentarul metodologic extrem de variat. Din punct de vedere al referințelor bibliografice, putem spune că are o bază solidă, bibliografică și de actualitate pentru tema de cercetare. Acesta utilizează în fundamentarea cercetării cele mai importante, relevante și recente lucrări din literatură de specialitate. Autorul a respectat recomandările din ghidul metodologic de întocmirea tezei de doctorat în ceea ce privește citarea adecvată, în mod consecvent, a surselor utilizate în lucrare, oferind astfel cititorului posibilitatea de a verifica informațiile prezentate și de a identifica sursele relevante pentru o analiză mai amănunțită. Mai apreciem faptul că autorul a consultat cadrul de reglementare și practicile țărilor dezvoltate în domeniul de cercetare, acte normative la nivel național și ale țărilor, ale altor țări. Din punct de vedere al calității concluziilor generale și a recomandărilor, acestea sunt clare, concise și rezumă în mod eficient rezultatele obținute de către doctorand, fiind în concordanță cu scopul și obiectivele cercetării. Informațiile putem spune că sunt valoroase pentru companii, organisme de reglementare, investitori și alte părți interesate pe care autorul le prezintă în parte de concluzii, ceea ce arată faptul că lucrarea răspunde cu succes nevoie de informații științifice atât mediul de afaceri cât și mediului academic. Putem spune că concluziile și opiniile autorului completează literatura științifică din domeniul contabilității, reprezentând o bază de informare și un punct de plecare pentru viitoare cercetări sau direcții de cercetare. Conținutul tezei de doctorat este în concordanță cu tema și reprezintă o cercetare originală și valoroasă a doctorandului, demonstrând abilități de cercetare și analiza al acesteia în domeniul contabilității. În ceea ce privește publicațiile științifice ale acestea, putem spune că ele sunt legate de tema tezei de doctorat și acestea oferă contribuții semnificative în domeniul analizat de către acesta, evidențând competența în ceea ce privește subiectul tezei și oferă dovezi ale contribuțiilor sale academice. Legat de secțiunea de obiecții și sugestii, putem spune că subiectul și a fost unul relevant și de actualitate, dar el poate fi dezvoltat și printr-o serie de abordări pe care doctorandul le poate avea în viitoarele cercetări. Una dintre ele ar fi să monitorizeze modul în care divergențele în aplicarea IFRS poate afecta comparabilitatea informațiilor financiare a fluxului de investiții și a prețului de transfer. Și o altă direcție ar fi, să spunem, să evalueze impactul pe care îl poate avea inteligența artificială în analiza predictivă a fluxului de investiții și a prețului de transfer. Ca și concluzie generală în ceea ce privește teza de doctorat, în urma analizei acesteia putem concluziona că aceasta tratează un subiect de actualitate prezentat de către autor într-o manieră inovativă, ceea ce denotă faptul că acesta este un cercetător competent, ce deține cunoștințe solide în domeniul său de cercetare, demonstrând capacități de analiză și gândire critică. Consider că teza de doctorat cu titlul Analiza predictivă a fluxului de investiții și a prețului de transfer în contextul intensificării riscurilor geopolitice și de divergență în aplicarea IFRS, elaborată de doctorandul Meleg Anatol, corespunde exigențelor pentru obținerea gradului științific de doctor în științe economice, contabilitate, audit, analiză economică. Felicitări! Mulțumesc frumos, domnule profesor, pentru sugestii și recomandări. Vreau aici să spun
inteligența artificială, încă aceasta nu a atins cote atât de maxim de dezvoltare încât să analizeze și datele. Desigur, dacă aceasta pe viitoare va evolua, voi avea în vedere în dezvoltarea ulterioare lor cercetări și acest aspect. Desigur, sunteți și colegi la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și desigur aceste abordări le putem trata pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Cuvânt să oferă doamne referent oficial, Mihail Svetlana, conferențial universitar. Mulțumesc, domnule președinte! Stimați colegi, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică, eu cred că sunt aici astăzi, aș spune eu, cea mai privilegiată, deoarece am avut onoarea să fiu în calitate de membru în Comisie de Îndrumare. Deci am avut marele noroc să văd progresul domnului doctorand Melega, să văd acea transformare din punct de vedere științific. Vreau să-l felicit pentru că așa un vast material cu o temă foarte actuală, în vogă, deci i-a reușit să le expui foarte bine, cu respectarea tuturor rigorilor, cu o prezentare foarte bine structurată. Sunt sigură că în acest parcurs, în acest demers, nu i-a fost simplu. Nu i-a fost simplu pentru că a avut două comisii de îndrumare, toată lumea înțelegem opinii la toți acești membri, dar totodată să-l felicit că a avut doi titani, a avut în calitate de coordonatori științifici, doi titani ai contabilității de Republica Moldova și România. Și mă bucur că ți-a reușit într-un final un produs științific, cred eu, valoros, da? De talie națională și internațională. Acum, trecând la referatul de analiză asupra tezei de doctor cu tema analiza predictivă a fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer în contextul intensificării riscurilor geopolitice și de divergență în aplicarea IFRS și având în vedere de fapt că antevorbitorii mei au vorbit foarte detaliat la fiecare compartiment conform regulamentului, cu permisiunea noastră o să omit unele momente pentru a nu mă repeta. De ce? Deci, pornind de la evidențierea și analiza actualului context geopolitic, caracterizat de schimbări profunde la nivel global, care influențează și organizarea contabilității, autorul a abordat și identificat mai multe problematici, atât la nivel teoretic, cât și practic. Esența acestora se observă din cuprinsul tezei, care este unul logic, structurat și cuprinde toate obiectivele temei cercetate și care au determinat practic scopul lucrării și anume acela de a aduce plus valoare la perfecționarea contabilității. În prima parte a lucrării, doctorandul analizează schimbările de paradigmă apărute în contextul geopolitic și internaționalizarea companiilor, ținând cont și de parcursul contabilității, cât și a raportării financiare. Efortul doctorandului este vizibil deoarece sunt aduse numeroase clarificări, argumentări cu privire la anumite noțiuni și concepte, dar și propuneri obiective de îmbunătățire a acestora, care, în opinia autorului, ar facilita nu doar procesul managerial, dar și organizarea contabilității în cadrul entității. În acest context sunt bine definite direcțiile de cercetare, cât și de perfecționarea contabilității în condițiile economiilor emergente, fapt care demonstrat și prin colectarea de către autor a datelor din sursele publice cu privire la intrările și ieșirile de investiții străine directe, de nivelul de reglementare a prețurilor de transfer, a unui eșantion format din 69 de țări care aplică recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică cu privire la prețurile de transfer pentru perioada 2013-2021 în vederea proiectării indicelui de predictibilitate a intrărilor, ieșirilor de investiții străine directe și a prețurilor de transfer. Este de apreciat faptul că în vederea asigurării credibilității și a validității studiului efectuat, autorul a apelat la programul statistic SPSS, utilizând vari strategii pentru verificarea eșantionului. Problema științifică dedusă de autor este bine formulată, bine ancorată în problematicile
sistemelor contabile din țările cu economie emergentă, precum și crearea unui sistem informațional rațional pentru aprecierea performanțelor activității. Considerăm că toate aceste problematici sunt de mare actualitate științifică nu doar în Republica Moldova, ci și în țările europene, ceea ce conferă tezei o valență atât internațională semnificativă cât și la nivel național. Inovația și originalitatea științifică a lucrării derivă din rezultatele obținute de autor și anume cu referire la identificarea schimbărilor de paradigmă în internaționalizarea companiilor, testarea unui eventual scenariu prin evoluția contabilității în contextul schimbărilor geopolitice, prin dezvoltarea și definirea conceptului de geocontabilitate, prin conceptualizarea, testarea și validarea unui model econometric pe baza informațiilor financiare și nefinanciare, de analiza factorilor determinanți ai investițiilor străine directe, cât și a prețurilor de transfer în contextul internaționalizării companiilor. Constituirea unui indice de predictibilitate a fluxurilor de investiții străine directe și a prețurilor de transfer la nivelul celor patru clastere de cercetare și anume economii dezvoltate, economii emergente și economii slab dezvoltate, ci în curs de dezvoltare. Constituirea unei matrice de trend a fluxului de investiții străine directe și a prețului de transfer la nivelul economiilor dezvoltate, emergente în curs de dezvoltare și slab dezvoltate. Valoarea practică a cercetării se atestă în recomandările autorului prin testarea statistică a indiciului de predictibilitate și fluxului de investiții străine directe și a prețului de transfer la nivelul economiilor dezvoltate, emergente, în curs de dezvoltare și slab dezvoltate, prin rezultatele cercetării ce pot fi deosebit de relevante pentru guvernele, organizațiile din economiile dezvoltate, în curs de dezvoltare sau slab dezvoltate, iar aceștia pot utiliza datele și rezultatele cercetării concretizate în indicele de predictibilitate și matricea de trend privind investițiile străine directe și prețurile de transfer pentru a dezvolta politici care să încurajeze investițiile străine directe. Totodată, autorul oferă o perspectivă nouă asupra modului în care fluxurile de investiții străine directe și prețurile de transfer influențează economiile dezvoltate, emergente și în curs de dezvoltare, slab dezvoltate, conturând lipsurile de legislație în materie de prețuri de transfer care permit erodarea bazei de impozitare. Cercetarea dezvăluie tendințe și modele care nu au fost observate anterior și oferă o perspectivă asupra modului în care acestea ar putea fi utilizate pentru a îmbunătăți performanța economică în economiile naționale, a economiilor naționale, consolidând mediul investițional prin dezvoltarea unor mecanisme protecționiste atât pentru investitori cât și pentru economia națională. Cercetarea științifică, efectuată în teza de doctorat, își atinge scopul propus prin realizarea obiectivelor stabilite, iar noutatea științifică și rezultatele cercetării sunt demonstrate și argumentate prin analize descriptive și empirice. Apreciem că metodologia de cercetare este una complexă, bine aleasă și coerentă cu scopul propus, unde conține un mix de metode, tehnici și instrumente, ce denotă că doctorandul a demonstrat pe parcursul tezei că deține abilități de folosire a unui instrument, a unui instrumentar metodologic variat, utilizând totodată metoda dialectică și procedee de cercetare inductive, deductive, analiză, sinteză, grupare, comparație, selecție, observație, iar propunând o temă de cercetare și o modalitate de abordare a acestei de real interes, doctorandul Melega Anatol, prin lucrarea sa, credem că dovedește că a înțeles ce presupune această provocare, atingând cu succes obiectivele pe care și le-a propus. Teza de doctor, elaborată de către domnul Melega Anatol, reprezintă o lucrare științifică bine structurată, complexă și elaborată în conformitate cu cerințele prevăzute de actele normative în vigoare. De asemenea, considerăm că
lucrarea impresionează prin complexitatea problemelor abordate, prin calitatea științifică a ideilor ilustrate, studiate și exemplificate și, nu în ultimul rând, prin limbajul academic utilizat. Apreciem influența textului și grija acordată de doctorand fiecărei idei. Sursele bibliografice folosite de doctorand în elaborarea cercetării și fundamentarea concluziilor și recomandărilor sunt numeroase și relevante teme de cercetare. Acestea includ cele mai recente lucrări și cercetări în domeniu, surse autohtone și străine, inclusiv indexate în bazele de date. Lucrarea corespunde cerințelor privind asigurarea bibliografică. Apreciată după sfera de cuprindere și structură, după metodologia de cercetare și expunere, după conținutul de idei și nivelul teoretic al lucrării, la care sunt abordate cele mai multe dintre lucrările obiectului de studiu, teza de doctor elaborată de domnul Melega Anatol constituie, după părerea noastră, manuscrisul unei lucrări care întrunește și întregește și îmbogățește bibliografia economico-financiară din domeniul contabilității. Concluziile generate și recomandările sunt formulate în concordanță cu rezultatele cercetării efectuate și cu obiectivele stabilite de către doctorand, reprezintă repere importante pentru diverse entități și, în opinia noastră, concluziile cu care se finalizează teza de doctor reprezintă o dovadă în plus asupra rigurozității cercetării, structurează rezultatele obținute, opiniile emise de-a lungul întregii lucrări și pun accent pe contribuțiile proprii. Astfel, considerăm că teza de față răspunde cu succes nevoiei de informație științifică, atât în mediul academic, cât și în domeniul public, prin calitatea concluziilor tezei și a recomandărilor autorului. Conținutul corespunde temei aprobate și este formulat concludent, iar aprobarea rezultatelor este realizată prin diseminarea lor în cadrul conferințelor, simpozioanelor științifice la nivel național, internațional, respectiv publicarea acestora în reviste științifice internaționale, reviste științifice de profil din Republica Moldova și colegi științifice atât la nivel național și internațional, cât și în reviste Web of Science Scopus, cât și conținutul și volumul lucrărilor publicate de către autor sunt reprezentative și conforme regulamentului în vigoare. Ce ține de obiecții și sugestii, considerăm că cercetarea științifică realizată și prezentată în teza de doctor, realizată de către domnul Melega Anatol, a atins scopul stabilit de către doctorand, obiectivele fiind realizate, ipotezele științifice formulate sunt demonstrate și susținute prin analize descriptive și empirice, fiind formulate opinii proprii, concluzii și propuneri constructive și coerente, iar cu toate acestea menționăm că unele sugestii care pot fi luate în considerare în viitor, adică în viitoarele direcții de cercetare de către doctorand, ar fi sau se referă la investigarea rolului, de exemplu, da? Deci la investigarea rolului digitalizării și al tehnologiilor emergente, cum ar fi blockchain și inteligența artificială, în creșterea transparenței și a responsabilității în practicile de stabilire a prețurilor de transfer în contextul riscurilor geopolitice și de divergență în aplicarea IFRS. Totodată menționăm că aceste recomandări nu diminuează valoarea științifică și aplicativă a tezei de doctor elaborată de domnul Melega Anatol, totodată adică pot direcționa autorul spre noi obiective în activitatea sa de cercetare. În concluzie, credem că investigația efectuată prezintă un caracter inovativ, ceea ce ne permite să concluzionăm că autorul deține capacitățile unui cercetător format, competent în a efectua investigații științifice și considerăm că teza are valoare științifică necesară. Astfel, teza de doctorat cu titlu Analiza predictivă a fluxurilor de investiții și prețurilor de transfer în contextul intensificării riscurilor geopolitice și de divergență în aplicarea IFRS, elaborată de domnul Melega Anatol, corespunde exigențelor ANACEC pentru obținerea gradului științific de doctor în științe economice la specialitatea 522.02 Contabilitate, Audit și Analiză Economică. Mulțumesc frumos, doamna Mihaela, pentru apreciere, cât și pentru sugestii și recomandări. Da, este o onoare pentru mine, că am avut-o pe doamna Svetlana atât ca și
întrumător în cadrul Comisiei de Îndrumare și întotdeauna a venit cu obiecții și sugestii care a contribuit la teza respectivă prin a da valoare respectivă informațiilor și tuturor ideilor mele personale. Desigur, direcția dumneavoastră de cercetare, din tot ceea ce am văzut astăzi, vreau să spun că am de lucru vreo 3-4 ani ca să implementez toate direcțiile dumneavoastră de cercetare, plus cele care le-am enumerat eu. Da. Mulțumesc frumos! S-a văzut potențial, Anatol, de aceasta și se vin cu propuneri. Îți urmează postdoctorat, tot multe alte proiecte. Doamne ajută! Vrat asistență, au fost prezentate avizele referate de referință oficial. Trecem la discuții libere asupra valorii științifice a tezii examinate. Pot participa atât membrii comisiei, cât și cei prezenți. Poftim, cine dorește să expună asupra tezii examinate în cadrul prezentei ședințe. Poftim. Dați-mi voi mic. Poftim. Eu am să rădic dispoziția tuturor. Da. Vă zic că profesorul universității Căuțară nu cred că produce de la altă. Am înțeles. Dumnezeu mă cunoaște. Eu nu vrei problema de mine, dar e problema de... Da, da. Vă spun o dată. Da. Deci, discursul meu va fi ca întotdeauna sincer, direct, pentru că niciodată din discursuri n-am fost fățarnic, că nici lingău. Și ceea ce este, spun, este nu. Deci îmi voi construi discursul în contextul întrebărilor puse. Deci prima întrebare a fost care sunt metodele de determinare a prețurilor de transfer și care din ele pot fi considerate optime pentru Republica Moldova. Deci, pe scurt, am primit un răspuns exhaustiv, care pe mine absolut m-a satisfăcut. Am înțeles că Anatol posedă materia, se descurcă în diferite probleme și are o viziune clară asupra tematicii date. Mie mi-a fost absolut clar. Referitor la a doua întrebare, s-a adresat dumnealui sau nu unei persoane terțe pentru a efectua redactarea tehnică, nu după conținut, dar tehnică a tezei, dar eu teza n-am știut-o, a rezumatului. Dumnealui mi-a răspuns că nu. Și din alte răspunsuri ale dumnealui am înțeles că are o părere foarte înaltă despre sine, la vârsta de 29 de ani, și nu are nevoie de ajutorul cuiva. Deci eu trebuie să spun că mă mândresc că ies băieți isteți din raionul Căușeri, de la noi din Moldova, ai cetățenie română, dar câteodată nu trebuie să-mi treci măsura. Da, fiindcă la rog este așa o zicală. Adna galava harașo, apaltare lucră. Băi, sfătă-te cu cineva. Că eu am să vă arăt, nu cu rău, dar am să vă dau o sumedenie de exemplu, așa îi spune, multe. Dar pe urmă să fac comparații cu altă rezumare. Unde trebuia cineva să ne sfătui, să țare. Ia uitați-vă și vede. Poți să fac o paranteză? No, nu, lăsați să expună domnului, pe urmă să vă implica. Să începem un dialog pe însă aici. No, no. Da. Ia uitați-vă la ecran. Așteam sus, în partea stângă, e scris Academie de Studii Economice, mai parte? A Moldovei. A Moldovei, dar jos? Academie de Studii Economice? Din Moldova. Pe care? Noi și avem două academii. Vreau să zic că... Nu zic nimic. Nu zic nimic. Este statutul universității date sau academii unde scris clar. Și atât. Trebuie să fie un singur fel. Mai departe, ia uite, ce scris teza de doctorat. Așa? Dar eu citesc rezumatul. Dar aici scris teza de doctor, băi. Și copiați. A doua pagină scris teza de doctor. Pagina 29 scris teza de doctorat. Păi cum e corect, băi? Eu știu că sunt studii de doctorat, dar teza e de doctor. Chiar din corectat. Fac și chiar. Mai departe, ia uite așa, titlul ești. Foaia. Rezumatul e scris la urmă, în paranteză e făresc. Unde e făresc ești? Și asta e altă teză? Nu, e tot aceea. Asta e floare la urechi, merge mai departe. Deci, așa.
ea se potrivit normelor care sunt în vigoare în Republica Moldova, noi suntem obligați să ne conducem de ele. Denumirea unei gospodării, întreprinderi, instituții, se scrie în tribunele. Și acolo, în România, e treaba voastră, n-am nici împotrivă. Dar aici, Ștefan cel Mare, băi între ghele mele, băi fără. Cum vrei corect, trebuie să intru sigur fel. Chiar dacă l-ai luat fără ghele mele, scrie-l pe cetățenii fără ghele mele. Noi în contabilitate, cum sunt? Contul 111 care așa denumire, la revedere român, n-ai ce inventa. Noi știm la denumire. Că e Sășuca, că e Sășunea, că e Alexandru, nu merge. Mai departe, ne uităm aici. Iată scris, pagina a treia, adnotare. În limba engleză, înțeleg, stimez limba engleză, îmi pare rău că nu o cunosc. Ești bravo că cunosc la cerpieță. În limba română, da. Eu sunt moldovan, da, vorbesc în limba română, precum egiptenii vorbesc limba arabă, și așa mai departe. Dar ce caută aici adnotarea în limba rusă? Noi cu Federația Rusă de mult rău pentru toate relații, nu-mi da din cap, absolut. Ei nu ne stimează pe noi, ei ne-a înghițit cu tercul măruntaie. Dar noi punem în limba rusă. Eu nu am întrebarea asta la tine, eu o pun la ANACE, pe cei care ne conduc țara. Băi băieți, lăburiți-vă, dar nu trebuie adnotarea în limba rusă. Cu atât mai mult că toate aceste adnotări trebuie să fie echivalente. Ce e scris în aceea engleză și română, exact aceea trebuie și scris în cea rusă, din aibă. La noi e una într-o adnotare, și câteva altceva în altă adnotare. Vă arăt exemplu, că eu sunt de prins, întotdeauna îți dau exemplu. Așa nu merge. Iată de exemplu, e scris în limba română, domeniul de studii contabilitate. Știm ce e scris în limba rusă. Domeniul de studii cum ar trebui să-i? Oblast isledune, așa? Eu nu s-o cunosc la pertext. Pidra, păi și scris, направление обучения. Stai, băi, băi, ce, ăsta e tot altceva. Direcție instruire, направление обучения. Nu merge. Aici trebuie cineva să uit. Fiindcă tu când scrii, mă rog, eu tot, am scris în viața mea 50 de cărți. În Moscova, în Chie, în București, și așa mai departe. 20 de manuale pensionale. Și tot una, când mă uit, pe urmă găsesc, ce așa e cum cuvinte. Ia că aici o literă, nu este. Cu părere de rău, n-am cui dat cărțile mele și le redactez. Dar ficule, domnul Nedelită știe, le redactează bine în contabilitate și audit. Este o fetiță Nina, care se leagă de fiecare cuvânt și mă convinge și sunt de acord. Deci trebuie acest chestiuni de avut în vedere. Dar asta îmi floare la urechi. Vă pun lucruri mai principiale. Iată, eu citesc de câteva ori în rezumat cuvintele. Conflictul militar din Ucraina. Așa și scris. Conflictul militar din Ucraina. Mult stimată conducătoare, însă și altceva, conflictul militar între Ucraina și Rusia. Fie bre. Suntem diplomatici. Liniște, i-a lăsat diplomatia într-o parte, bre. Dar ce înseamnă asta? Oare voi nu știți poziția oficială a Republicii Moldova, a României, a Uniunii Europene, a Blocului NATO, a Statelor Unite, Canadei și așa mai departe, țărilor democratice? Că acolo are loc invazie din partea Federației Rusie împotriva statului suveran Ucraina. Și atât. Conflict militar, știți ce ne scrie așa? Și ne împinge din China, care îi suflă în borșul Putin și care îl susține. Și ce propune Xi Jinping, acest dictator? De încetat focul? De rămas teritoriile ocupate după Federația Rusă. Iată ce propune el. Conflictul militar. Noi când spunem un conflict militar, nu ne-i clar. Ce e asta? Ce fel de război? Război sunt diferiți, voi băieți, voi și nu știți din istorie. Este război civil, este război de eliberare națională. Dar spuneți concret războiul pe care l-a început Rusia împotriva Ucrainei. Și clar, aici nu e diplomație. Absolut. Aici e simțul nostru patriotic și civic. Dacă noi, inteligenții, intelectualitatea, am să vorbim ca despre... Eu să intervin, domnul profesor, da. Scuzați, dar... Discuția asupra valorii științifice cu procedură. Noastră aspectul tehnice. Păi, dar poftim, nu discuție. Eu special am venit. Nu, eu înțeleg. În 2 ani la dumneavoastră. Eu vreau să fiți de România. Îți de acord cu dumneavoastră, noi trebuie să sustragem. Am să spunem despre asta. Ei toți cunosc destul de bine aceste momente. Nu cunosc, dar eu vă spun sincer. Nu, dați, domn profesor. Este vorba de aprecierea valorii științifice a tezei pe care
o examinăm în cadrul ședinței Comisiei Publice. Poftim noastră, corectată. Putem vorbi orice aici, dar nu se referă la tema discutată. Poftim. Astăzi s-a referit la întrebarea a doua, care am pus-o eu. Deci despre valoarea științifică, după cum insistă domnul președinte. Da, nu că insistă, așa procedură prevede în începem, că fiecare s-ar deca așa. Dar în începem și începem, nu, dar e organul care stabilește regulile de care noi ne spunem formal, am înțeles. Da, bun. Deci valoarea științifică, spre deosebire de alte rezumate, care eu am citit 10, încă de 50 de ani citesc toate rezumate, este net superioară. Nu am nimic împotrivă. Domnul se pricepe, știe, are abilități, ne poate convinge, poate demonstra. Bravo lui! Bravo lui! De aceea, eu vreau să-l felicit pe anătorul, vreau să-i felicit pe ambii conducători științifici cu succesul realizat. 1. 2. Mă bucur că, după unele rezumate și teze, destul de șubrede, dar eu am exemple, care au fost promovate la acest Consiliu, în sfârșit, avem o teză foarte și foarte bună. Și cred, la mine a apărut aici sensul și încredere treptate că lucrurile se vor schimba spre bine în cadrul Consiliului Științific din această instituție superioară de învățământ. Vă mulțumesc de atenție, mă scuzați, eu întotdeauna vorbesc înflăcărat. Bine, vă mulțumim, vă mulțumim. O mică remarcă, Consiliul Științific, la noi înainte se numea acum Comisia Publică, se formează pentru fiecare susținere, adică nu a fost Consiliul, da, a fost alt Consiliu la alte teze. Bine, vă să zic că cine mai dorește să expună? Poftim, doamnă Lazar, da, șefă de partea, da, poftim prezentația. Liliana Lazar, doctor conferențiar și membru al Comisiei de Îndrumare a domnului Melega din Republica Moldova. Mă voi referi puțin și la rezumat, dar și la teza și la cercetarea realizată de către dumneavoastră. Cu siguranță, pornirea este de la schimbările geopolitice. Crizele suprapuse care trec din una în alta, dar și globalizarea afacerilor care impun noi reguli, noi tranzacții, noi tratamente pentru ele. Toate acestea, de mijlocit, ne stabilesc pentru profesia noastră dificultăți în ținerea contabilității, dar și raportării financiare. Investițiile, cu siguranță, au o legătură directă cu sustenabilitatea. Și nu în zădar se spune că există investiții reușite și mai puțin reușite. Eu voi zice altfel. Există investitori informați și investitori mai puțin informați. Iar prin concluzia formulată de către domnul Melega, care spune că performanța investițiilor este direct influențată de calitatea informațiilor financiar-contabile. Practic, această afirmație este dovedită. Atragerea investițiilor, menținerea acestora pe termen lung, este o prioritate pentru entități, pentru țări și, nu în ultimul rând, pentru regiuni. Iar teza le dă relevanța identificării oportunităților de atragere investițiilor în baza valorificării informațiilor financiar-contabile, dar și divergențele atunci când aplicăm un cadru național și în cadrul aplicării unui cadru IFRS de tratament a investițiilor. A doua parte a tezei ține de prețurile de transfer și una din concluziile formulate este că necesitatea revizuirii reglementărilor în materia prețurilor de transfer. Pentru noi încă nu este revizuirea. Pentru noi sunt primii pași în Republica Moldova pentru prețurile de transfer. Și aici vreau să menționez că abia din 1 ianuarie 2024 va intra un capitol nou în codul fiscal, reguli speciale pentru aplicarea prețurilor de transfer conform lungimii brațului. Și acești primii pași pe un câmp necunoscut, cu siguranță, vor genera și dificultăți. Iar experiențele dumneavoastră de cercetare care au redat, în mijlocit, vor ajuta ca reglementarea să fie și mai bună.
Indicele de predictibilitate pe care dumneavoastră l-ați propus, cu siguranță, se va bucura de un succes pentru atragerea investițiilor. Că de fiecare dată dorim să cântărim. Și cel mai greu este atunci când luăm decizia și avem nevoie încă de un imbol informațional să fim siguri. Și cu siguranță, prin acest indice, pentru mulți investitori, poate că ar fi o posibilitate de acea siguranță. Pe parcurs cât a fost elaborată teza, dar și în finalul tezii, am văzut o capacitate enormă de analiză, de sistematizare confirmată pentru numărul impunător de surse bibliografice. Iar sursele bibliografice consultate de către dumneavoastră, cu siguranță, vă fundamentează concluziile și argumentările științifice. Teza este o cercetare interdisciplinară, nu poate fi trasată o linie roșie că este doar pentru contabilitate, este pentru finanțe, este pentru economie în general și are un caracter inovativ și aplicabil pentru entități, pentru multinaționale, pentru țări și, în ultimul rând, pentru regiuni. Valoarea științifică, obiectivele de cercetare, constatările, recomandările pe care le-ați realizat confirmă meritul dumneavoastră de a obține titlul științific de doctor în științe economice pe domeniul 522.02, contabilitate, audit și analiză economică în Republica Moldova. Vreau să vă felicit pentru parcursul pe care l-ați realizat, pentru tenacitatea de care ați dat dovadă sub îndrumarea a doi conducători științifici, sub îndrumarea a două comisii și finalizarea cercetărilor cu două tezi susținute. Și felicitări conducătorilor pentru această frumoasă cooperare și pentru frumoasele rezultate pe care le-ați înregistrat. Ne bucurăm enorm de rezultatele pe care reușim să le savurăm în ambele țări. Vă mulțumim. Cine mai dorește să expună asupra tezii? Poftim, domnul. Onoroase instanțe. Vă rog, prezentați-vă pentru procesul de fapt. Proiectul a fost președință, domnul. Mulțumesc. Sunt proiectul, sunt președinte de Consiliul Științific, al asemenea, Nelu Buzu. În primul rând vreau să felicit toată prezența, audiență, că asistă la un eveniment științific important, așa cum a subliniat și domnul profesor Cernăuțanu, că eu de mult am văzut o astfel de teză. Făcând trimitere la Consiliul Științific, da, noi, din partea Consiliului Științific, depunem eforturile ca tezele să fie prin conținut și ca formă. Și vă dau dreptate cele ce ați observat dumneavoastră și la rezumat, cu unele neconcordanțe, pot să spun că neconcordanțele sunt nu vina doctorandului, ci vina instituțională. Fiindcă dumneavoastră din spate aveți în Ioana Asemului, care a scris Academiei de Studii Economice din Moldova. Așa denumirea a fost înregistrată prin hotărârea Guvernului în 1991, pe parcursul anului, din diverse motive, a deviat din Moldova, a Moldova, dar asta este adevărul, că nu e vina doctorantului, ci vina instituțională. Bine, noi putem găsi foarte multe, ca la început de cale, multe intenții bune și nu chiar din partea doctorandului, fiindcă chiar pe prima pagină sunt arătate trei instituții, ar fi separate. ASEMU, Universitatea Ștefan cel Mare și Facultatea de Economie. Ar fi normal ca să fie un echilibru și să arătăm că totuși ASEMU are șase facultăți, pentru care unul din cele mai relevante este Facultatea de Contabilitate. Dar asta este forma. Desigur că forma trebuie să conțină conținut și dacă conținut științific este o superlativ și ambalajul trebuie să fie respectiv. Vorbind de conținut, eu nu sunt specialist în contabilitate, toate că când am învățat și eu studiile economice,
contabilitatea mi-a plăcut, fiindcă contabilitatea este prima știință economică care a apărut în domeniul științelor economice. Este o temă care a fost diseminată după, să ne gândim, în 31 de publicații. Deci, printre o 60 doctorat, nu că este dublu, triplat, dar a fost depășit orice cerințele a ANACEF-ului. Și dacă luăm cifrul de publicație și cine a avut acces la diseminarea asta o informație, după numărul de reviste care intră în Verbal Science, sunt 5 ediții, asta este suficient pentru a fi acordat gradul științific de doctor habilitat. Când am examinat dosarul la Consiliul Științific, a fost examinat destul de minunțios, am și sunt evidențiat acest material și am spus că ar fi bine că această teză să fie apreciată la valoarea maximă. Pentru că una din cerințele ANACEF-ului este că dacă sunt publicații, una, două, dar nu cinci, în reviste care sunt cotate de Verbal Science, ea să fie cu apreciere la superlativ. Deci, eu vă rog, membrii comisiei, să vă gândiți la astfel de sugestii din partea ANACEF-ului și să evaluăm lucrarea după justa evaluare. Desigur că noi putem să discutăm multe lucruri care lucrare științific finalizată nu este perfectă, este tot timpul o lucrare dinamică, însuși procesul de cercetare este dinamic. După părerea mea, sunt foarte multe teme care sunt suprapuse, care au fost din dorința doctorandului și conducătorilor, coordonatorilor Comisiei de Îndrumare să le examineze. Dar este imposibil de făcut asta. Pentru cei ce s-a întâmplat agresiunea Federației Ruse, asta este noțiune corectă, fiindcă conform tratatelor internaționale și Organizației Națiunilor Unite, este o agresiune militară. Se numește agresiunea Federației Ruse. Ea nu s-a reflectat în această teză. Fiindcă, după părerea mea, o astfel de agresiune care răstoarnă legislația internațională, care încalcă drepturile internaționale, ea încalcă, absolut, a încalcat economia globală. Nu mai sunt prioritățile de țară, nu? Pentru atracția investițiilor străine. Este o temă foarte nouă, deci este ceva care va face nu o revoluție, dar o răsturnare a situației în domeniul standarde internaționale de contabilitate și de audit. Dar, reieșind din moment, din conținutul tezei, este o cercetare finalizată, este foarte complexă, aici tot trebuie să evidențiem, peste 7 certificate de implementare. Din 3 țări, 2 din Uniunea Europeană, din Belgia și România, și din Republica Moldova. Deci, puține lucrări se pot compara și la acest capitol. Deci, vă spun, sunt foarte multe atoluri. Toate acestea, după părerea mea, dar aici poate fi și un motiv profesional, că Republica Moldova încă nu are o legislație cu prețul de transfer și de ce la articolul 116 nu regăsim Republica Moldova în țările care au fost analizate și sistemul contabil a fost analizat. De aceasta eu și mi-am spus de mai multe ori și în alte auditorii că o teză în cotutelă efectuată în două centre diferite, două opțiuni diferite, ea trebuie să fie bogată și implementată pentru ambele țări. Dacă noi putem să spunem, după justă valoare, unele concluzii sunt concludente pentru România, fiindcă România a fost analizată, nu sunt de acord și cu noțiunea de cluster, acum vine noțiunea de eșantion de cercetare, fiindcă noțiunea de cluster, din punct de vedere științific, este cu mult mai larg și nu se referă la eșantion. România o găsim.
Și apare întrebarea, cât este de valoroase și concludente concluziile pentru Republica Moldova? Deci asta ar fi cazul să fie evidențiat. Bine, am spus că tema este foarte complexă, însă și în denumire. Uitați-vă că în 6 sunt domenii de cercetare. Putem să felicităm, în primul rând, coordonatorii, că din multitudine de surse au găsit cele mai relevante din 380, ce au ghidat și Comisia de Ghidare și Îndrumare, că au avut curajul să spună stop și să finalizeze teza la momentul respectiv. Dar eu cred că se pune o virgulă și în continuare au fost multe sugestii despre dezvoltare și despre evidențarea unor noi domenii. Deci, nu sunt membru, dar din partea Consiliului Științei, prin contată reiterat, valoare științifică, care poate fi ca un exemplu pentru toate tezele din domeniul contabilității, din spațiu românesc și în Suceava și în Republica Moldova. Și să felicităm doctorandul și să urăm activitatea asta de procedează la anii coordonatori și să aveți parte în continuare de doctorand de asemenea anvenguri. Fiindcă prin această teză ați ridicat la un nivel de cerință foarte înalt. Deci următoarele teze trebuie să fie nu mai, să spunem, nu mai modeste. De aceea vă felicit încă o dată și felicităm și Academiei de Studii Economice, pe domnul Ședinte, Universității General, Valori, Științific și Osperiotet. Bun, vă mulțumesc. Ce mai dorești să expune? Poftim, vă prezentați. Și domnul Camela Mihaciuc, conferențe universitar, departamentul de contabilitate, audit și finanțe, la facultate de economie, administrație și afaceri din cadrul SV, ca să fiu explicită. Nu pot să spun decât că sunt bucuroasă că mă aflu aici și la susținerea unei asemenea teze, apreciată, după cum am văzut, la superlativ. Și îl felicit pe doctorand, pe distinși coordonatori științifici ai acestei teze de la SEM și de la USV, bineînțeles de membrii comisiilor de monitorizare din cadrul celor două facultăți, pentru efortul depus și, bineînțeles, pentru momentul de astăzi, cel al susținerii tezei în fața susținerii publice în fața comisiei. Bineînțeles că apreciez și eu demersul științific și problematica abordată și expusă sugestiv în cadrul lucrării, rezultând și pot să zic o teză valoroasă și în același timp poate că o teză, adică poate, mă sigur, este o teză complexă, am văzut cu toții, care cuprinde și în același timp scoate în evidență sugestiv aspecte cheie și probleme de actualitate calibrate corespunzător în context social, politic, economic. Și, de fapt, și titlul este unul care surprinde și spune tot, este unul ofertant, așa cum bine a afirmat și domnul profesor universitar Costel Istrate. Și nu putem decât să ne bucurăm. Bineînțeles, pe lângă aprecierile legate de teză, pot să afirm sincer că pe parcursul demersului, pe parcursul formării sale, în cadrul școlii doctorale de la Suceava, domnul Anatol Melega a dovedit reale calități de cercetător, practician și, bineînțeles, spun tot la fel de sincer, cadru didactic și datorită, sau ținând cont, mai bine spus, de toate aprecierile și feedback-uri pozitive pe care l-am primit de la studenți. Colaborez cu Anatol la disciplina de contabilitate managerială de 2 ani și personal sunt mulțumită de prestația sa, de modul cum își desfășoară activitățile de seminar, de modul cum interacționează cu studenții, iar pentru facultatea noastră nu poate fi decât un confort, da? Și apreciem acest lucru. De asemenea, laude asupra
colegului nostru Anatol, o aduc și colegii din cadrul departamentului care îl salută și îi transmit toate gândurile lor bune. Mulțumesc frumos! Da? Și nu putem să spun decât de nou felicitări și, bineînțeles, îți dorim să fii la, să fii la fel de determinat, așa cum ai fost până în prezent și cum ai dovedit și astăzi. Doamne, mulțumim! Cine mai dorește? Doamna Natal. Doamna. Da, inițial nu a avut, sau a avut alte gânduri. Domnul Graur, prezentat. Da, Graur, Anatol, sunt conferențiar ASEA. Deci eu am fost și membru comisiei de îndrumare. Inițial am avut alte gânduri, am văzut în ce mod au evoluat lucrurile aici și se puțin mi-am modificat un discurs mic, poate nu o să fie mic, pentru că multă lume s-a expus. În primul rând, atât în viață, cât și în contabilitate. Știm tot că avem și utilizăm deseori o importanță relativă sau un prag de semnificație, încât lucrurile mici sau neimportante, ele nu contează pe lângă ceea ce facem noi. Mai important, deci e puțin dar cu o eroare într-o siglă, nici ca acum nu diminuează acea valoare științifică a lucrării. Asta unul. Doi, cum am zis și domnul Anatol, faptul că ți-a trezit interes. Am văzut aici globaliști și antiglobaliști la capitolul IFRS și la capitolul război. Deci, până asta poate și este valoarea mai importantă a tezei și a lucrării, că trezește interes. Și asta chiar vreau să vă spun, să fiți sigur și eu sunt sigur că războiul se va termina și vor începe investiții în Ucraina. Rusia, da, este partea BRICS-ului care astăzi influențează și Brazilia și celălalt și China. Dar, oricum, ea va pierde, sunt sigur, și vor fi alte fluxuri financiare. Ea va reveni și ba chiar mai mult, ea o să aibă actualitate și mai mare, după asta, oricum, totul se finalizează cu bine. Și ține de teză, da? Teza acoperioare o are vastă de probleme, dar văzut eu în discursul și eu am observat, sunt cuvintele cheie care are predictibilitate, prețuri de transfer. Deci predictibilitate, adică cu alte cuvinte, pentru moldoveni, adică înseamnă să faci niște estimări, niște previziuni mai precise și, da, și mai fiabile. Pentru asta ce vă trebuie? Vă trebuie datele să fie mai disponibile și să fie corecte. Aici cred că ți-a reușit, ai colectat, am văzut că le-ai calculat, le-ai sistematizat. Pentru asta ce mai trebuie? Trebuie ca fenomenul care tu îl prezici sau îl evaluezi, îl estimezi, el să fie stabil. El nu a fost stabil și prin asta vreau să spun că nu doar ca fenomen analizat, adică e stabil, să spun că o persoană a fost flexibilă, care se poate adică schimba că inițial teza a fost până a începe război și tot așa, finalizează sau este acum în cazul prin un război. Adică omul trebuie să poată să aibă capacitatea de a fi flexibil în cazul în care elementele evoluează diferit. Și asta iarăși eu vă asociez felul ăsta de a fi și de a descrie fenomenele care evoluează, deci variat. Pentru a face o predictibilitate corectă, trebuie să ai și cunoștințele astea. Am văzut indicatori, am văzut cunoștințe solide, iarăși vă fericit pentru asta. În final, consider că teza are o calitate, ați acoperit, are vastă, va chiar mai mult factorul ăsta de internaționalizare și de globalizare, cu prețuri de transfer, aici vă zic inside-uri sau de altă natură, da, de trebuie că Moldova este ceva un fenomen nou. Da, sunt grupuri de lucruri care pleacă în Europa, care sunt aici, care fac primii pași. E un moment legat de planificare fiscală, vorba de a face un dosar de transfer și în cazul în care vă reușește cu experiența și teoretic și practic să contribuiți, cred că serviciul vostru vă așteaptă cu casă de adică deschisă. Să felicitări mele, dumneavoastră, conducătorilor, aveți teme de cercetare ulterioare, că vă de începe. Bun, vă mulțumim. Cine mai dorește? Dacă îmi permiteți să cuvânt în cheiere, pentru că vă simt un pic obligat în calitate de co-coordonator al tezei. În primul rând, domnule profesor, noi vă mulțumim, pentru că asta înseamnă că chiar ați fost atent și cineva dintre noi a remarcat toate aceste scăpări. Nu există niciun mijloc de scuză, așa este, pentru că noi nu trebuie să fim atenți doar la fond, ci și la formă. De multe ori o mică eroare poate spune că poate spune multe despre un lucru. Noi vă mulțumim că v-ați aplecat și ne-ați adus la lumină, deci toate vițurile. Însă vă rog să mă credeți, pentru că eu trebuie să reasum alături de Anatol aceste scăpări și de doamna Grigoroi. Vreau să vă spun că, într-adevăr, am fost foarte preocupați asupra fondului, din dorința de a nu greși asupra rezultatelor și asupra datelor.
A fost un pic, cum să vă spun, și sub presiunea situației în care ne aflăm, pentru că ne gândeam că s-ar putea, la un moment dat, trebuie să fie perimată și subiectul să nu mai incite, să nu mai incite interes. De aceea eu cer scuze în numele nostru dacă au fost aceste mici scăpări, deci eu vă spun că nu se justifică niciun fel de scuză, deci lucrurile totdeauna trebuie să fie perfect făcute. Mi-am salutit de conducătorul meu de doctorat care la fel, deci avea aceeași, să știți că avea aceeași manieră de lucru. Totdeauna mi-a atrăgea atenția și nu suporta englezistele în nicio lucrare de doctorat, deci noi trebuia să fim foarte atenți pentru că totdeauna ne întorcea înapoi pentru mici amănunte. Deci chiar nu conta faptul că munceam foarte mult, depuneam efort și spuneam că dator profesor, dar uitați că nu conta. Deci lucrul ăsta pentru el ne va desta și ne întorcea înapoi. În același timp vreau să vă mai spun că a fost în susținerea publică a două teze de doctorat. Acum am adus aminte că a venit în discuție toate subiectele astea, în Italia, la Universitatea din Parma. Deci eu vreau să vă zic că, deci eu la un moment dat nu știam dacă atât de critici au fost referatele alea, că nu mai știam dacă se dă titlul de doctor sau nu și mă gândeam acum ce fac eu, că nu mai știam cum să schimb din mersul lucrurilor, știți? Dar până la urmă, deci toate acele critici s-au văzut că doar au avut altceva decât un rol constructiv și atât, deci că tezele au fost apreciate pentru că altfel nu se aproba susținerea publică. Și vreau să vă mai zic un lucru, ca să plecați cu o impresie greșită. Să știți că el, Anatol, înainte de asta, noi, colegii din departament, mi-am spus că tu trebuie să te prezinți azi ca un adevărat bărbat. Dar să știți că este o ființă foarte modestă. Și dacă v-am lăsat impresia, dar primul rând, dacă era un infatuasă, un arogant, deci aș fi refuzat de să colaborez cu el. Deci tu, ca și cadru didactic, dacă nu știi să te cobori, să te cobori, până unde trebuie să te cobori la nivelul fiecărui student, în primul rând, să ai o manieră simplă de a te exprima, de a înțelege lucruri, de a înțelege tu raportul și comunicarea cu cel de lângă tine, eu cred că n-ai ce căuta în sistem. Pentru că, din păcate, comunicarea astăzi reprezintă mari dificil. Ați zis dumneavoastră că toată comunicarea se reduce doar la aparatura digitală și atât. De aceea, țin să mulțumesc domnului profesor Guțu pentru intervenția dumneavoastră. Așa este. E mult de cercetat, dar nu ați spus că niciodată nu suntem, dacă ai găsit o direcție, sunt discurcă în alte linii de direcții. Și țin să vă mulțumesc tuturor celor care vă aflați în sală și v-ați răpit din timpul dumneavoastră să veniți astăzi să audiați rezultatele cercetării domnului Melega. Vă mulțumim pentru implicare, mulțumesc în mod deosebit colegilor de la SEM și de la Suceava. Bun. Și dumne doamnei coordonator Grigoroi, pentru că, într-adevăr, aici a fost rezultatul unei echipe care, într-un final sau altul, deci toată lumea trebuie să ne asumăm ceea ce, și ceea ce a fost bun, dar și ceea dacă au fost foarte să ne asumăm împreună, ca o echipă, așa cum am lucrat, așa trebuie să ne părțim și... De mine este clar. Doar o clipă, dacă se poate să fac o mențiune. Acolo eu vreau să menționez. Sus sunt siglele Academiei de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. Denumirea corectă a universității este jos. Că eu în sigla mea o să scriu Lazar L, dar când o să trebuiască o să scriu Lazar Liliana, e altceva. Deci el nu trebuie confundat sigla pe care este o imagine cu denumirea corectă a instituției. Pe foaie este considerată corect sigla diferit de denumirea instituției. În rezumat, fără sigle. Nu, aici trebuie să nu-i dezumirea. Doamna, eu v-am spus, asta nu este eroarea doctoratului. Asta nu, este eroarea instituțională a ASEM. Că se numește Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, în sigla, mai dar, în sigla este Moldova. Vis-a-vis în spatele dumneavoastră este sigla corectă, din Moldova. Așa că, asta încă o dată, asta nu este vina, asta e vina instituțională a ASEM, că are nu, dar, două sigle cu două denumiri. Bun. Bine, dar să continuăm cu procedura de susținere. Eu cred că o să ne limităm, dacă vă să zic, discuțiile. Câteva cuvinte de încheiere. Eu tot am luat cunoștință cu teza elaborată de către domnul Melega. Într-adevăr, este o lucrare
fundamentală, are o temă originală, neobișnuită, care a trezit un interes, aș spune, enorm, și acest lucru s-a văzut și în procesul de discuții asupra tezii, cât și prin prezența, vă să zic, persoanelor, în afară de membrii Comisiei de Susținere Publică, la această ședință. Într-adevăr, lucrarea a fost elaborată la un nivel foarte înalt, aici mă refer clar că conținutul lucrării, deja referenții și-au expus opiniile, teza, e foarte binevenit, vă zic, această colaborare sau acest studiu de doctorat în cotutelă, fiindcă în mod direct, indirect, o să contribuie și la ridicarea nivelului de sau tezelor elaborate nemijlocit în cadrul Academiei de Studii Economici, fiindcă această teză rămâne în biblioteca ASEM, adică și deja cei doctoranți care vor urma după dumneavoastră vor lua cunoștință și vor vedea ce cerințe sau cum ar trebui să fie o teză elaborată. Ați menționat corect, ați elaborat multe, vă să zic, aspecte, dar trebuie și de implementat. Și deja și domnul Anatol Graur a spus că ar fi binevenit să vă implicați cumva, că sunteți totuși din Moldova, să vă implicați în procesul acesta de transfer. Eu sunt convins că ați fi ca consilier. Nu m-aș mira deloc dacă ați fi și în Guvernul Republicii Moldova, fiindcă trebuiesc persoane tineri, persoane pregătite, și ați aduce o contribuție, vă să zic, semnificativă în dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Eu, de asemenea, consider că teza corespunde tuturor cerințelor regulamentare ale ANACEC, iar domnul Melega merită conferirea gradului științific de doctor în științe economice la specialitatea contabilitate, audit și analiză economică. Onorată asistență, cu aceasta nemijlocit procedura de susținere, adică cu participarea celor prezenți, s-a încheiat. Vă rugăm să eliberați sala și, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică, a tezii de doctor, onorată asistență, vă aduc la cunoștință procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Comisiei de Susținere Publică, a tezii de doctor a domnului Melega Anatol, cu tema analiză predictivă a fluxurilor de transfer, a prețurilor de transfer. Au fost prezenți la vot 7 membri ai comisiei. Pentru conferirea titlului doctor în științe economice s-a votat pro 7 membri, contra n-au fost. Pentru atribuirea calificativului general al tezii de doctor susținut excelent s-a votat pro 7, contra nu au fost. De asemenea, vă aduc la cunoștință decizia Comisiei de Susținere Publică referitor la gradul de noutate științifică și valoare practică rezultatelor obținute în urma cercetării. Comisia în această decizie a luat următoarea hotărâre. 1. De a conferi titlul științific de doctor în științe economice la specialitatea științifică 522.02 contabilitate, audit, analiză economică domnului Melega Anatol. 2. A solicita Senatului ASEM confirmarea deciziei Comisiei de Susținere Publică și înaintarea către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, ANACEC, teza și dosarul domnului Melega spre validare deciziei Comisiei de Susținere Publică. Acum adresez membrilor comisiei cine este pentru a aproba această comisie. Se aprobă prin vot. Am în vedere deschis. Oftim, da. În prezența publicului. Ofer cuvânt de încheiere doctorandului, până când oftim, dacă doriți ceva să spuneți. Mulțumesc frumos! Stimată Comisie de Susținere Publică a Tezei, vreau să vă mulțumesc pentru
toate aprecierile, pentru toate recomandările pe care mi le-ați adus. Totodată vreau să aduc sincere mulțumiri coordonatorilor, respectiv doamnei conferențiară universitar Lilia Grigoroi, doamnei Veronica, doamnei profesor universitar dr. Veronica Grosso, fără de care această teză nu ar fi avut finalitate. Totodată vreau să mulțumesc comisiilor de îndrumare, respectiv comisiei de îndrumare de la Academia de Studii Economice din Moldova, domnului conferențiar universitar dr. Anatol Graur, doamnei conferențiar universitar dr. Svetlana Mihaila, respectiv doamnei conferențiar universitar dr. Liliana Lazar. Și în același timp vreau să aduc mulțumiri și comisiei de îndrumare de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, respectiv doamnei profesor universitar dr. Elena Hlaciuc, domnului conferențiar universitar dr. Marian Socoliuc și, în ultimul rând, vreau să-i aduc mulțumiri domnului conferențiar universitar dr. Daniel Botez de la Universitatea Vasile Alexandrei din Bacău. Vreau să mulțumesc celor care ați parcurs această distanță și ați venit să mă susțineți astăzi în debutul meu, așa să zic, profesional ca și cercetător și, desigur, ca și profesionist. Totodată vreau să mulțumesc familiei celor care, majoritatea sunt în depărtare, suntem și noi globalizați ca și multinaționalele, fiecare ne-a făcut familii în diferite țări. Vreau să mulțumesc și salut, prin această am și oportunitatea de a-i saluta. Vreau să mulțumesc prietenilor care la fel se află pe diferite continente, tot internațional, din America, din Franța, de prin Italia, da? Mulțumesc la toată lumea și vreau încă o dată să mulțumesc coordonatorilor. Vreau să mulțumesc doamnei profesor Veronica Grosu, cea care a avut cea mai mare încredere în mine și cea care m-a încurajat întotdeauna și o știut întotdeauna să-mi ridice moralul. Chiar mă duceam pe flioșcă ei pe birou și zicea, păi, Anatol, ce cu tine ești bărbat? Chiar și acum vreau să-i mulțumesc și doamnei Svetlana Mihaila, care la fel la de teză, cred că mă strângea de aici pe jos. Dar datorită încurajărilor și datorită faptului că voi sunteți aici, am ajuns și eu aici și ceea ce am realizat eu este realizarea dumneavoastră, a tuturor. Chiar și cu un mic sfat, chiar și cu un telefon, chiar și cu cea mai mică sugestie, contribuția dumneavoastră se află în această teză, se află în mine și totdeauna vă voi poveni și veți fi în inimile mele. Mulțumesc frumos! În inima mea! Domnul Anatol, vă felicităm cu conferirea gradului științific din numele comisiei și vă dorim succese în viitor, atât pe plan științific, cât și în alte domenii cu care vă ocupați. Mulțumesc. Cu aceasta, ședința Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctor a domnului Milega se declară închisă.